de zona politică de unde vin. Disise, doamne, și... știți de ce unii... Stați un pic, că vreau să mai zicea... Știți de ce unii judecă cu atâta patos? Pentru că le-e greu să gândească. Nu cred, nu-i așa acuzat. Nu-i așa acuzat. Nu mă referam la judecător. Nu mă referam la judecător. Este dreptul telespectatorilor să gândească ce vor, ceea ce am spus eu și apelul pe care l-am făcut a fost că trebuie să discutăm despre aceste lucruri fără ură. Fără ură. Este fundamental pentru că de ani de zile, Mihai Pulșu, și când lucram în zona politică, asta a fost o politică a unor politicieni din România. Să îndemne oamenii să urască și să-i poată manipula prin această ură. Pentru că în România au trecut 30 de ani și noi încă avem un sistem juridic bolșevic. Procurorul este superior avocatului. Toți oamenii... De asemenea, au existat acele protocoale, care s-au dovedit că au fost extrem de toxice. Duminica viitoare avem subiectul despre protocoale. Explic substanța. Gândește-te că toți oamenii aceștia au văzut și au auzit de la oficiali că se fură pe rupte în România. Și se fură. 25, și se fură, exact, Mihai. 25, se fură. Ăsta este adevărul. Exact, în jur de 20, între 22 și 25 acceptă ei din PIB. Ceea ce este enorm. Este echivalentul încă un buget. Oamenii ăștia care se uită la televizor și care în general își plătesc taxele și impozitele, își pun o întrebare. Sau care au venit mai mult decât modeste. Exact, și își pun întrebarea. Până, asta e puțin, în țara asta nu fură nimeni? Adică procurorii ăștia așa ticăloși sau nemenii sau foarte buni. Nu rezolvă problema asta. Judecătorii dau la prima instanță, vine și spune că n-are nicio vină și la a doua instanță îl condamnă sau invers. Apar problemele acestea cu, domnule, interceptările, nu toate interceptările sunt discuția ilegale. Noastră din această seară atunci... este nu că nu fură nimeni, pentru că asta numai în emisiunea asta câte cazuri am adus noi, câte dovezi adus despre acest lucru. Însă, Mihai, întrebarea este așa, de ce există dubla măsură? Pentru că sunt personaje despre care noi am vorbit și aici în emisiune și se vorbește de ani de zile, care au scăpat și sunt bine mersi ori în afara țării cu conturile pline cu milioane de euro, ori aici în țară sfidează pe toată lumea și trec prin toate guvernările politice în apropierea celor care conduc și cei care au picat, ca să fiu, să vorbesc mai așa, mai neobișnuit stilului meu, au picat prost, ca să spun eu, nu era frumos. Este termen din industria... Despre asta e vorba, Mihai, despre asta discutăm în această seară. Dacă plătesc, să plătească tot și să plătească, să se aplice legea așa cum este ea. Ideea e că trebuie să plătească, ca să fiu bineînțeles, ceea ce am spus foarte corect. Eu am spus, referitor la ce a susținut dumneavoastră, că s-au aprins oameni. Se aprinde un astfel de om și judecă, adică dă-ți foc, vai, sunteți apărătorii PSD-ului, a infractorilor, doar cei care nu gândesc și nu observă un lucru. Sau că poate nu au avut, nu au trăit o astfel de situație. Doamne, nu, toată lumea este de acord. Eu, în primul rând, ca avocat de drept penal, specializat în drept penal, spun că da, lupta anticorupție trebuie să existe, pentru că, într-adevăr, s-a devalizat țara. Doar că trebuie trași la răspundere și trebuie să ajungă să plătească, printr-o sentință judecătorească pronunțată definitivă, exclusiv în cei împotriva cărora există probe și dosarele nu le-au fost fabricate. Atât timp cât într-un dosar, e bine și care e rău, dacă spuneți asta. Păi cum adică? Dacă sunt fabricate, atunci unde mai este corectitudinea? Că nu mai există. Păi stați un pic, despre asta vorbim. N-ați auzit până... E breaking news pentru dumneavoastră? Nu! Tocmai asta v-am spus. Păi în modul în care mai înainte m-ați întrerupt și m-ați certat, m-ați spus cu genunchi pe coș de nucă pe motiv că... V-am pus la colț. Deci, că dacă vorbiți ca pe vremea copiilor... Deci, dumneavoastră spuneți așa, că spuneți, adică separați un dosar făcut, o făcătură, separați-o de un dosar serios. Păi, totdeauna trebuie separat. Altfel eu o să înțeleg că... Păi și nu trebuie separat. Păi, separați-le astea, ce nu vă este mai clar? Absolut oricine a săvârșit o infracțiune în orice domeniu trebuie să răspundă, indiferent de ce culoare politică are, câți bani are în cont, perfect, indiferent cum se numește, asta cu o singură condiție, ca faptele reținute în sarcina lui prin rechizitoriu să aibă corespondent 100% în situația de fapt, în probele administrate, probe neticluite. Și cine decide asta?
judecătorul ar trebui să decidă asta. Păi spun că ultima instanță, nu? Iar colega mea spunea foarte... Păi spun că ultima instanță. Nu, ambele și prima instanțe. Și ultima ar trebui. Ambele instanțe, nu doar ultima. Iar colega eu mea am spunea o mare problemă, nu înțeleg. De... Și termin, în faza de urmărire penală spunea foarte corect că procurorul trebuie să administreze probe. Da, corect, trebuie să administreze probe și în favoarea și în defavoarea. Întrebarea este retorică, că distința mea colegă știe la fel de bine ca și mine. De câte ori se întâmplă ca în dosare penale, în special cele cu miză, să se administreze probe și în favoarea? Atenție, nu înseamnă că blamăm, pentru că există de la DNA în jos foarte mulți procurori care își fac treaba absolut impecabil. Există judecători care niciodată n-au dat o soluție de ce doar că așa trebuie. În schimb, cei care o fac pe lângă, cei care nu fac cinste profesiei din care fac parte, din nefericire... Am înțeles. Eu vreau să vă întreb ceva, unul cu pe amândoi avocați, că e foarte important. Ce se întâmplă, adică eu, cetățean, eu, jurnalist, ce să înțeleg dacă prima instanță îl condamnă și a doua instanță nu îl condamnă și viceversa? Asta aș fi vrut ce să înțeleg eu din chestia de asta? Ce avem când mai aveți dumneavoastră dreptate să spuneți că este o făcătură de dosar, ca avocat, asta, și când nu, că nu e de neînțeles... Dacă nu se va rezolva această problemă, adică înțeleg că în prima instanță poate să-i dea o pedeapsă mai mare sau mai mică, să nu țină cont de cât de literă și nu și de spirit. Nu, Mihai, da. De mod dar normal, și în a doua da. Să țină legătură, adică să țină cont și de spirit. Eu îmi spun, stai, domnule, că nu pot să-i dau 15 ani unui om că a furat 10 găini. Dar nu vorbim. Cum se întâmplă în România? Nu, dar există, da, există oameni, există oameni care, de exemplu, pentru prejudiciul de sub... Există și acolo posibilitatea de a contesta. Trebuie să vii cu probe noi. Așa zice. Ca să-l condamn. Practic acelui, exact. Adică... o secundă. Dreptul penal nu este totuși... Adică în ultimele săptămâni de la dosarul Ferma Băneasa au început toate aceste discuții, instanță de fond, instanță de apel, diferențe mari. Dreptul penal nu este totuși o chestiune foarte complexă și cu, eu știu, atât de multe variabile. El este destul de matematic, de fapt. Adică ce vreau eu să spun este că poți să-ți dai seama ca specialist... ca specialist, ca profesionist, indiferent că ești judecător, avocat, procuror, până la urmă ești un profesionist în materia asta, poți să-ți dai seama destul de clar când este vorba de o hotărâre nedreaptă, vorbesc acum ultime instanțe, sau o hotărâre corectă, sau să zicem îndungă, na, cu ghilimele de rigoare. Adică este ca o ecuație, închipuiți-vă la matematică, ai o ecuație, da? Nu poate să vină cineva să-ți facă un alt, să-ți dea un alt rezultat, decât... pentru că pi nu mai are valoarea aia. La acolo pi nu mai are valoarea. Toată lumea știe că valoarea e aia care e, dar acolo, ca să-ți dea rezultatul acela pe care ți-l dă, trebuie să-l înlocuiești pe pi cu altă valoare. Nu este foarte complicat. Regulile de drept, apropo, de prima instanță, a doua instanță, permit ca hotărârile să fie diferite dacă, e vorba de multă practică CEDO, dacă judecătorii de la instanța următoare, în al doilea grad de jurisdicție, fac o readministrare nemijlocită a probatoriului, dar evident că asta presupune... Adică îi cheamă pe judecătorii care au pronunțat alte hotărâri. Domnul Ionescu, cred că a început de, foarte a corect. A fost o ironie, cred că vă dați seama, apropo de cazul pe care am discutat săptămâna trecută. Însă, în multe cazuri, la noi, bine, la noi s-a transpus ciudat în lege această dispoziție, se spune că este obligată instanța de apel, în caz de achitare, să readministreze probele pe care s-a întemeiat soluția de achitare. Nu mai comentăm de ce textul a devenit așa după jurisprudența CEDO. Ideea este însă că la noi nu rezultă altceva din acel probatoriu. Regula este când se întâmplă astfel de diferențe și aici gravitatea este de la achitare la condamnare, nu neapărat în sens invers. Deci regula este că este o altă gândire, este o altă teză de drept, dacă vreți. Haideți să nu intrăm în tehnicalități, că telespectatorii noștri nu vor înțelege absolut nimic. Ceea ce trebuie să înțeleagă oamenii și cu asta încheiat este, cred că exact ce spunea domnul Ionescu și aș fi vrut să lăsăm pe dânsul să spună și ar fi bine să dezvolte ideea următoare. Un om achitat, nu contează cum se numește, nu Robert Roșu, orice om achitat de instanța de fond nu ar trebui să fie condamnat nici măcar cu suspendare, cazul colegii avocat din dosar, sau cu executare cu atât, doamna Dicu Corina, da? Sau cu executare cu atât mai puțin, dacă
în faza instanței de apel nu sunt administrate probe clare, zdrobitoare, în acuzare. Probe noi, neavute în vedere de instanța de fond. Altfel, nu se poate sau n-ar trebui să existe soluție de condamnare. Dar mai fi matematica de care vorbeam. Este anormal, de exemplu... Matematica... Pe domnul, este anormal, de exemplu, o curte de apel să dea achitare și pe aceleași probe o instanță superioară să dea cu executare sau în cazul lui Zlotea să primească 2 ani cu suspendare. Doamne, nu discutăm acum despre persoane. Vorbesc, a luat 8 ani. A luat odată 2 și odată 8. Diferența dintre 2 cu suspendare și 8 cu executare este o chestie de judecători. Da? Acei judecători. Bun. Care dintre judecători a greșit? Vine CSM-ul să analizeze care a greșit pe aceleași probe. Deci hârtia asta este albă. Un judecător zice că e albă, altul zice că e neagră. Bun, trebuie să fie cineva la sfârșit să spună ce culoare are de fapt hârtia din față, da? Zice, domn, situația e și mai gravă. Pentru că situația e și mai gravă, domnul, sau și mai spectaculoasă. Domnul procuror Negulescu cum scrie așa: teoria terțului exclus. Are revelații domnul Negulescu. Este tehnică pentru telespectatorii noștri, dar explică cred că foarte bine ce a vrut Dan Ionescu să problema pe care o ridice. Zice așa: un lucru ori există, ori nu există. A treia posibilitate nu există. Deci așa ar trebui să fie soluția. Asta spune fostul procuror Negulescu. Ce bine era dacă domnul procuror Negulescu... Era judecător. Nu. Doamne ferește. Gândea așa? Și aplica exact eu din moment ce din moment ce îmi scrie aceste mesaje, bănuiesc așa, gândește. Asta sună pocăință. Nu știu. O să vedem. O să l-am invitat. Asta demonstrează că știe carte. Asta demonstrează că știe carte. Bun. Domnule Iacob, înainte să vedem materialul pe care l-am realizat despre fugarii României, aș vrea să vă întreb, credeți că în Marea Britanie, n-am apucat să o întreb pe doamna avocat, credeți că procurorii judecătorii stau la masă și discută despre dosare așa cum se întâmplă? S-a întâmplat la noi în nenumărate cazuri. No. Știți ce spunea de fapt doamna barrister? Pentru că la ei sunt niște nivele la avocatură diferite. Ăsta e cel mai înalt nivel al lor. Ea avea bănuiala că poate noi avem o problemă în sistem. Pentru că altfel nu putea să-și explice cum să apară un caz ca și cazul avocatului Roșu. Avea această bănuială. Pentru că ea nu putea să-și explice că cei profesioniștii din drept de aici au putut să facă așa ceva. Și atunci, deci, probabil voi aveți o problemă în sistem, care la noi sistemul nu permite să se ajungă la un asemenea deznodământ. Și e firesc să aibă bănuiala asta. O să discutăm în partea următoarea emisiunii, o să vedem materialul cum despre alte instanțe și chiar Interpolul vine și se uită la dosare din România, la persoane condamnate definitiv. Știți ce nu-mi place? Dacă îndrăznești să discuți altceva decât este pe gustul cuiva unora, care se uită la noi, unora, înseamnă că ești cu ceilalți. Știți, asta cei care, place, care se supără pe Facebook, nu li s-a întâmplat să fie cineva nici din familia lui condamnat pe nedrept. Nici măcar nu mă deranjează asta, pentru că eu discut cu telespectatorii noștri, dar ca să putem afla adevărul și ca să putem îndrepta sau să putem să ajungem ca țara asta să se îndrepte, inclusiv din acest punct de vedere, trebuie să acceptăm ambele părți și să vedem unde este calea de mijloc ca lucrurile să se rezolve. Să nu mai existe abuzuri nici de o parte, nici de cealaltă. Haideți să vedem materialul pe care l-au realizat colegii mei despre fugarii României. Ne reîntoarcem după aceea în platou pentru discuții cu cazurile concrete. Povestea fugarilor celebri e veche în România, însă scânteia se reaprinde de fiecare dată când un infractor dovedit, cercetat sau trimis în judecată este înscris pe această listă. De-a lungul anilor au fost câteva nume grele pentru care autoritățile au reușit extrădarea, iar aici îi putem aminti pe fondatorul MISA Gregorian Bivolaru, Nicolae Popa, condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în legătură cu prăbușirea Fondului Național de Investiții, sau pe fostul edil al Constanței, Radu Mazăre. Fondatorul MISA Gregorian Bivolaru a fost adus în țară din Franța în 2016 pentru a executa pedeapsa de 6 ani de închisoare primită în 2013 pentru act sexual cu un minor. Însă autoritățile au reușit să îl aducă pe Bivolaru în România după mai bine de 10 ani de când a cerut extrădarea lui. S-a întâmplat acest lucru în condițiile în care fondatorul MISA a primit azil politic în Suedia. A fost prins până la urmă la Paris. Pentru alții însă, legea nu se aplică la fel, tocmai pentru că țările în care au plecat n-au acorduri de extrădare cu România sau alții au sentințe locale în favoarea lor. Este și cazul fostului acționar de la Dinamo, Dragoș Săvulescu.
În februarie 2019, poliția anunța că Dragoș Săvulescu a fost dat în urmărire pentru că a fugit din țară fix înainte de condamnare. Acum se află în Italia, unde duce. Avem o problemă tehnică, până când o remediem, vreau să mai fac o precizare. Nu puteam să discutăm despre aceste cazuri de fugare a României, indiferent despre cine este vorba, pentru că aici nu e vorba doar despre cei care sunt acum de actualitate și s-a discutat în ultima perioadă, pentru că unii dintre ei au fost mai vizibili, au scris pe Facebook, au intrat în emisiuni și au spus punctul de vedere. Dar aduceți-vă aminte despre cazurile din trecut. Omar Haisam, Nicolae Popa, este Nicolae Ciuc, Simon Naor. Eu mi-am scos aici câteva lucruri pentru că sunt lucruri despre care oamenii probabil că au uitat. Este fostul deputat Mihai Boldea, care a fugit, fostul deputat PDL, care a fugit în Kenya, a fost adus cu tamtam, a fost scos. Malcuotilo, de care nu se vorbește mai vorbește exact. Nimic despre Malcuotilo. Deci, și de condus Gregorian Marta. Bivolar, aduceți-vă aminte, a dus prins la Paris după ce a plecat în Suedia și prins la Paris, a dus în România, a executat o bucățică din pedeapsă, acum este bine mers înapoi în Suedia. Sorin Beranu, Gabriel Bivolaru, la fel, de la PSD, aduceți-vă aminte, când toată conducerea PSD-ului a mers cu el la parchet. Dar el a făcut pușcărie, unul de puțini care a făcut pușcărie totuși, nu, Gabriel Bivolaru. Atenție, sunt niște cazuri care, iată, de fapt, această practică se perpetuează. Întrebarea este, ce se întâmplă cu aceste decizii? Pentru că am vorbit, iată aici, sunt unii care au plecat înainte să se dea sentința, alții care au plecat după ce au aflat că vor fi arestați. Sunt niște și întrebări. Alții în timpul cercetărilor, cum e Miculașela sau cum îl cheamă. Sunt niște întrebări care se pun. Au fost ajutați? Ce se întâmplă totuși cu sentințele pe care ei le primesc, iată, în Italia? Vreau să vă citez o declarație a fostului ministru al justiției, domnul Cătălin Predoiu, care pe mine m-a pus pe gânduri. Adică dacă un ministru al justiției spune așa, era vorba despre faptul că în Italia se dau niște sentințe favorabile, cu ghilimele de rigoare, unor personaje care la noi sunt pe lista fugarilor și sunt condamnați. Și domnia sa spune așa, de la nivelul ministerului putem semnala fenomenul, ceea ce îmi propun să și fac. Există o lege în Italia, dacă nu mă înșel, 241/2006, extrem de favorabilă pentru persoanele condamnate. Nu știu cum a fost adoptată, pentru că prevede un regim mai favorabil în privința punerilor în aplicare a hotărârilor de condamnare. Adică cum? Adică cum? Adică ministrul justiției din România pune la îndoială o lege din Italia? Nu o pune la îndoială. Dar nu pune la îndoială faptul că, păi nu, dar mai este încă ceva, nu pune la îndoială faptul că poate dosarele sau acele hotărâri au fost incomplete sau greșit făcute. Asta e un extras dintr-o sentință din Italia. Știți ce spune acolo unde e încercuit în limba engleză? Că pentru legislația din Italia și legislația europeană, dacă un judecător este prezent și în prima instanță și în a doua instanță, este caz de nulitate. Și aici e vorba despre Ionuț Matei, care a fost prezent la amândouă niveluri. Deci ce să-i critici celui din Italia? Că ce? Că vine, vede ceva, e sesizat de cel urmărit, ăla pune la dispoziție dosarul lui, mai mult se cere de la Ministerul Justiției din România dosarul și în final justiția italiană sunt câteva cazuri în care retrage mandatul. Interpolul ascultă ce spune justiția italiană sau chiar Interpolul are o comisie care analizează asemenea situații. Noi nu vorbim de faptul, știți cum e, există infractori, există oameni cu piele subțire care fac fapte urâte, fapte de prejudiciu, și nu vor să intre în pușcărie și fug peste hotare, să ascund, nu știu ce fac. Vreau să fie un lucru foarte clar, toți cei care au greșit trebuie să plătească. Toți cei care au greșit trebuie să plătească. Indiferent noi vorbim de faptul că în justiția din România se întâmplă niște lucruri pe care chiar oamenii din justiție spun, da, domnule, așa este, e abuziv, judecătorul cu tare face așa, procurorul, toată lumea știe. Nu știu cum să zic, în curtea justiției toată lumea știe, confirmă și acceptă că sunt acele erori. Oamenii care din aceste proceduri ajung să fie condamnați,
poate mult mai mult decât vina care au avut-o sau poate de tot și n-au avut nicio vină, nu se știe, da? Se pune sub semnul îndoielii asemenea sentință, dar nu că se spune sub semnul îndoielii. Se pune sub semnul îndoielii între voi, profesioniștii de aici. Știți, domnule, e, cum a spus dumneavoastră cu matematica, indiscutabil acolo nu avea ce să caute o condamnare definitivă. Spun toți. Nu e în legătură cu publicul care ajunge să-l urască sau nu pe unul că a fost vopsit în presă, da? Pentru că presa își face rolul aici și el. Dar presa nu poate fi acuzată. Stați un pic, că nici aici nu putem să generalizăm. Cum nu putem generaliza nici la judecător, nici la procuror. Că acum știți cum e. Fiecare domeniu are riscăturile lui. Limbajul, patosul pe care îl pun unii necunoscând, de exemplu, drept sau necunoscând, neînțelegând ceva, acuză așa ca nevul mediu în scris. Dar problema este că, iată, instanțe din alte țări, europene, Interpolul, adică Interpolul anulează un mandat, nu-l mai pune, mandat emis de o țară membră Interpol, o țară din Uniunea Europeană, o țară din NATO, pe atunci trebuie să ne dea de gândit că avem probleme. Noi tot vorbim de NCV. Da, noi avem probleme în justiție pentru că cei care fac rapoartele NCV și ne monitorizează știu exact ce probleme avem în justiție. Nu ce spun politicienii și formatorii de opinie, unii despre alții, nu de acolo vin problemele în justiție, ci problemele în justiție vin din modul în care funcționează justiția. Și din cazurile de la CEDO, evident, care sunt tot mai multe, de acolo vine, de fapt, principala problemă. Dacă vă aduceți aminte dosarul privatizărilor strategice cu niște străini, da, cu spionajul, cu nu știu ce, aproape toți cei din dosarele astea au ridicate mandatele de Interpol, deci, sau au sentințe în Italia, în Franța, de ridicarea acestor mandate. Deci nu se recunoaște, dacă vreți, până la urma urmei, sau se recunoaște că ei au fost acuzați pe nedrept. Haideți că acești s-a remediat. Acești oameni vor câștiga la CEDO, vor veni împotriva statului România și vor cere milioane. Și vor plăti cetățenii, cei care ne ceartă că acum discutăm despre aceste abuzuri. Da, vor plăti. Pentru că tot ei cei vor care plăti. Ne ceartă toți, că vorbim de, toți vom plăti pentru aceste abuzuri. Supărați, nu. Haideți să încercăm să vedem materialul cu fugarii României și după aceea să discutăm despre cazurile concrete. Povestea fugarilor celebri e veche în România, însă scânteia se reaprinde de fiecare dată când un infractor dovedit, cercetat sau trimis în judecată este înscris pe această listă. De-a lungul anilor au fost câteva nume grele pentru care autoritățile au reușit extrădarea, iar aici îi putem aminti pe fondatorul MISA Gregorian Bivolaru, Nicolae Popa, condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în legătură cu prăbușirea Fondului Național de Investiții, sau pe fostul edil al Constanței, Radu Mazăre. Fondatorul MISA Gregorian Bivolaru a fost adus în țară din Franța în 2016 pentru a executa pedeapsa de 6 ani de închisoare primită în 2013 pentru act sexual cu un minor. Însă autoritățile au reușit să îl aducă pe Bivolaru în România după mai bine de 10 ani de când a cerut extrădarea lui. S-a întâmplat acest lucru în condițiile în care fondatorul MISA a primit azil politic în Suedia. A fost prins până la urmă la Paris. Pentru alții însă, legea nu se aplică la fel, tocmai pentru că țările în care au plecat n-au acorduri de extrădare cu România sau alții au sentințe locale în favoarea lor. Este și cazul fostului acționar de la Dinamo, Dragoș Săvulescu. În februarie 2019, poliția anunța că Dragoș Săvulescu a fost dat în urmărire pentru că a fugit din țară fix înainte de condamnare. Acum se află în Italia, unde duce o viață de lux. Iar în noiembrie, milionarul fugar a scăpat de închisoare. Judecătorii din Italia, unde s-a refugiat afaceristul, au refuzat să îl trimită în România să-și execute pedeapsa. Mai mult decât atât, magistrații din peninsulă au suspendat pedeapsa primită de Săvulescu în țara noastră. El a fost găsit vinovat și condamnat la 5 ani de detenție în celebrul dosar al retrocedărilor ilegale de la Malul Mării, în care a fost implicat și fostul primar constanțean Radu Mazăre. Ce-l privește pe Dragoș Săvulescu, mandat european de arestare emis de Curtea de Apel București. Curtea de Apel din Napoli a respins executarea mandatului, a recunoscut sentința emisă de instanța română, a dispus executarea pedepsei în Italia, dar a dispus și suspendarea executării pedepsei. Suntem extrem de dezamăgiți de o astfel de dezlegare
a cererii de extradare. Acest minister al justiției nu dorește ca oamenii fugăriți de justiție din România să afle despre succesul meu aici și să cunoască faptul că își pot găsi dreptatea în afara țării, departe de sistemul de justiție injust și criminal care guvernează justiția română, a scris Săvulescu pe Facebook, supărat că ministerul din România nu anunțase până atunci decizia italienilor. Recent, fostul europarlamentar PDL, Marian Zlotea, a fost adăugat pe lista fugarilor celebri din România. Zlotea, care a ocupat și funcția de președinte al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, a fost dat în urmărire de către poliția română după ce a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la 8 ani și jumătate de închisoare pentru corupție. La câteva ore de la pronunțarea deciziei instanței, Zlotea a anunțat pe Facebook că a plecat din România și că a cerut statut de refugiat politic în altă țară. Zlotea a fost condamnat pentru fapte de corupție în dosarul finanțării ilegale a campaniei electorale a PDL din 2009. Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri a fost fuga lui Sebastian Ghiță, om de afaceri, mai apoi patron media și politician, care se învârtea în cele mai înalte cercuri. Despre fuga lui Ghiță s-au făcut multe speculații, în contextul în care acesta fusese pierdut de un echipaj de filaj, chiar în momentul în care pleca de la o petrecere a SRI. În cele din urmă, Ghiță a fost găsit în data de 14 aprilie 2017 în Serbia. Se plimba noaptea pe stradă alături de fratele său și avea asupra sa acte false de Slovenia. Autoritățile sârbe l-au arestat și apoi l-au eliberat, Ghiță având obligația să se prezinte periodic la poliție. Încercarea de a obține extrădarea fostului parlamentar fugit cât era sub control judiciar a eșuat. Autoritățile sârbe s-au opus, iar fostul parlamentar a rămas în țara vecină. Între timp a fost anulat și mandatul emis pe numele lui. De-a lungul timpului, Sebastian Ghiță a avut mai multe dosare de corupție. La vremea dispariției, fostul deputat era acuzat de trafic de influență după ce ar fi încasat 10 milioane de euro șpagă de la oameni de afaceri pe care i-ar fi ajutat să câștige contracte IT cu statul. Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, este și ea pe lista fugarilor. Are de ispășit o pedeapsă de 4 ani de închisoare după ce l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender. A fost o experiență ciudată, pentru că, sincer, m-am pregătit de foarte multe lucruri în viața asta. De boli, de decese, de probleme în familie, de o mulțime de lucruri m-am pregătit. De treaba asta, sincer, n-am fost pregătită. Acum, fosta șefă a DIICOT este în Italia, de unde a spus că dacă va fi condamnată definitiv, va cere să execute pedeapsa în peninsulă. Potrivit unor informații apărute în presă, un avocat italian care o reprezintă pe Alina Bica a anunțat că o instanță din această țară, Curtea de Apel din Bari, a respins extradarea fostei șefe a DIICOT în România și i-a permis acesteia să execute pedeapsa în Italia. Vedem astfel că Italia e aleasă de tot mai mulți fugari români, tocmai pentru că legislația ar fi extrem de protectivă cu persoanele condamnate în alte țări. Mai exact, există o lege care obligă statul italian să se asigure că în momentul în care aceste persoane sunt extradate în țările lor, acolo nu vor fi supuse unor rele tratamente. În România, pentru apărarea lor, condamnații pot oricând invoca condițiile inumane din unele penitenciare. Puiu Popoviciu este urmărit de mai bine de 3 ani. În 2017 a primit o condamnare de 7 ani de închisoare pentru fapte de corupție în dosarul Băneasa. De la poliție suntem. Îl căutăm pe domnul Puiu Popoviciu. Deschideți-ne, vă rog, să constatăm și noi treaba asta. În august 2017, Popoviciu a fost reținut la Londra, acolo unde s-ar afla și în prezent. A fost eliberat însă după ce a plătit o cauțiune de 200.000 de lire sterline. În aceeași situație se află și Alexander Adamescu, pe numele căruia este emis un mandat de arestare în lipsă. Aflat și el la Londra, Adamescu ar putea fi extradat în urma unei decizii a Curții Supreme a Marii Britanii. DNA a obținut încă de acum 4 ani un mandat internațional de arestare. Până acum, cererea statului român a fost judecată de instanțele britanice. Și Paul al României este pe lista fugarilor. Dar și fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, care și-a luat tălpășița înainte să fie condamnat. Lista este completată de Marco Otila, fost șef al Departamentului pentru Relații Interetnice din Guvern și fost deputat UDMR, fostul parlamentar Cristian Rizea, care a fost arestat în Republica Moldova după ce fostul președinte Igor Dodon i-a retras cetățenia, sau milionarul Abraham Morgenstern. Și cel din urmă a fost arestat în Argentina la finalul anului 2017, dar încă nu a fost extradat în România. Da, iată, am revenit în platou. Domnule Iacob, prima întrebare pe care, evident, și-o pune toată lumea, cum au putut acești oameni să părăsească România și să nu li se întâmple nimic?
Cel mai bun caz este Sebastian Ghiță, de unde dovezile că a fost ajutat sunt destul de clare. Păi acum Sebastian Ghiță nu e urmărit. Păi acum nu mai nu este. Are mandat, nu da. Mai este, dar când a plecat, domnule... Nu e condamnat în vreun dosar. Și asta este o întrebare, să știți, pentru că iată în cazul lui Sebastian Ghiță, când a fugit din țară și în perioada în care a fost căutat, au curs mandatele, au curs deciziile în instanță, după ce au apărut acele înregistrări cu domnia sa, în care a făcut dezvăluiri despre oamenii din statul paralel, brusc a început să fie achitat pe bandă, i s-au revocat mandatul de arestare. Cum? Cum vă explicați? Adică au avut o revelație judecătorii? Explicații sunt mai multe. Unele din ele le vom dezvălui săptămâna viitoare, tocmai cum a fost protejat și în interiorul ANAF-ului, a antifraudei chiar. E un sistem al acestui stat paralel, e un sistem al culoarelor justiției, al culoarelor ANAF-ului, antifraude, altor culoare, pe care acești oameni, când au fost la vârful statului, și de fapt au fost la vârful statului paralel, au creat aceste culoare. Da? Culoarele astea ce au făcut? Pe unii ocrotește, pe alții îi înfundă. Cum spun, vă place în asta să spuneți, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Asta nu este justiție, asta este un joc. Sigur, e o justiție așa, făcută la televizor, făcută în fața presei, oamenii ajung să-i urească sincer pe o unii, strategie de să-i aduleze, strategie să-i aduleze pe alții, dar nu e justiție. Așa ceva în Anglia nu este posibil. Acolo, pe parcursul instrumentării unui dosar și până când nu este în fața instanței, nu are voie nimeni să comenteze un rând. Cel puțin în cazul lui Sebastian Ghiță, noi am dezbătut și am prezentat atâtea probe că sunt motive pentru... Dar am început să ne explicăm foarte bine care e mecanismul prin care s-au mușamalizat lucruri, cum totodată am început să găsim și să ne explicăm foarte bine care sunt mecanismele prin care el poate fi în continuare anchetat și condamnat sau nu pentru faptele pe care le-a făcut. Dar este treaba, într-adevăr, a sistemului de justiție, însă suspiciunea rezonabilă pe care o avem este că a fost foarte mult timp ocrotit. Așa cum alții demonstrează în străinătate, în fața unor instanțe sau chiar în fața Interpolului, repet, că dosarul lor din România e o făcătură. Și aceia se uită și dau niște decizii și... Mulți sunt, de fapt, în executarea pedepselor sau mulți sunt în măsuri de executare, chiar dacă nu în penitenciar, ci la domiciliu, din cei fugiți. Deci nu sunt neapărat scăpați de situația de a executa pedepsa. Asta e și cazul domnului Popovic, din câte știu eu. El are niște măsuri dispuse, brățară, nu are voie să deplaseze și se judecă situația... În care ce știți ce e interesant? Că apropo de deciziile din Italia, iată, chiar Ministrul Justiției din România recunoaște că sunt corecte aceste decizii luate în Italia. Adică nu e ca și cum unul dintre ei a avut foarte mulți bani și a angajat un avocat foarte bun care l-a scăpat. Nu! Iată că în toate cazurile a acționat la dar fel. Dar sunt decizii din Franța, din Italia. Sunt decizii de la Interpol. Vă rog, domnule avocat, imediat. Important este de punctat un lucru ca toată lumea să înțeleagă fără patimă și nimeni să nu se inflameze în mod nejustificat. Provocarea dumneavoastră este seducătoare sau a fost seducătoare încă de la început, motiv pentru care n-am cum să nu răspund. Spuneați dumneavoastră, apropo, când ați lăsat provocarea, cum e posibil ca dita mai ministrul justiției să pună în discuție un sistem de drept din alt stat, o lege dintr-un alt stat, respectiv Italia, care, ca stat civilizat al Uniunii Europene, a constatat faptul că pentru infracțiuni economice, de exemplu, nu are rost să transformi un om din activ al societății în pasiv și să-l bagi la pușcării, să stea pe banii contribuabililor. Lasă-le... Dar să ia banii, da, trebuie să ia banii. Vorbim de modalitatea de executare a pedepsei. Fără discuție nimeni nu scapă cu banii luați. Adică să nu credeți că cineva este plasat în arest la domiciliu cu brățară și rămâne și cu banii în cont. Nu. Fără discuție, latura civilă este rezolvată, banii se recuperează. Ei, cum Dumnezeu să ne mirăm că fostul ministru al justiției poate să pună o astfel de întrebare, care nici măcar retorică nu este. Fost avocat. În condiții, avocat, da? În condițiile fost, în care... Avocat a, rămâi, exact, nu, în condițiile în care atât fostul ministru cât și actualul ministru pun în discuție ceva halucinant. Respectiv, fostul ministru a inițiat o lege prin care... dorea reintroducerea seriului în anchetele penale. Știți ce mă uimește pe mine? În condițiile în care avem deciziile pe actualul ministru de la USR pot să-l înțeleg, dar pe fostul ministru care vine de la PNL nu pot să-l înțeleg, pentru că președintele Iohannis a fost foarte clar în privința asta când a vorbit despre
refacerea legilor justiției. A spus că nu mai dorește ca serviciile secrete să se implice în actul de justiție. A fost clar mesajul președintelui. Deși dorința domnului Iohannis este cât se poate de corectă, legală, pertinentă, ca ministrul al justiției, ca jurist, ar trebui, atât de la USR cât și de la PNL, ar trebui să te uiți la Constituție. Ce spune Constituția 947? Deciziile Curții Constituționale sunt în general obligatorii. Din moment ce CCR-ul a pronunțat două decizii, 51/2016 și 55/2016, trecut, în condițiile în care a declarat neconstituțională intervenția SRI-ului și a declarat nelegale toate aceste interceptări, motiv pentru care interceptările și suporții optici trebuie înlăturați din dosar. Vedeți dumneavoastră și aici ai o altă acțiune de PR, ministri... pentru că din cauza vă rog, domnule Iacob, că Anca, vreau să spun. Exact asta este. Noi nu vorbim despre justiție când vorbim de ce spun ministrii justiției, ci vorbim de niște oameni politici care dau niște mesaje politice. Vreau să spun altceva. Legi. Și e o acțiune de PR și de limbaj politic, de fapt. Da? Cineva se joacă cu aceste lucruri. Sigur, statul paralel se joacă cu aceste lucruri în așa fel încât să creeze impresia că ce se întâmplă nu este ok și sunt favorizați infractorii. Nu ar trebui să fie favorizați infractorii categoric, dar legea trebuie aplicată așa cum este ea. Trebuie să luăm pauză de publicitate, îmi pare rău, revenim după pauză. Mai puține drumuri, mai puține calcule, mai puține rate complicate, mai mult George. Mai multă refinanțare 100% online, cu zero comisioane. Cu George, 100% online din aplicație. George, primul banking inteligent. Inovație BCR. Stări gripale? Imediat Oscilo. Oscilo Coccinum îți ajută organismul să fie pregătit pentru sezonul rece. Boarum. Mai puțin zahăr? Mai puțin timp liber? Mai puțină pasiune? Iar pentru cei care nu vor să renunțe la nimic, avem mai mult Fiat Tipo. Ai anvelope de iarnă și vopsea metalizată cadou începând de la 9.900 euro plus TVA cu livrare imediată. Anul 2021 vine cu un nou început plin de speranță și rezoluții. Ai grijă de tine pentru cei dragi. În farmaciile Sensiblu ai 48% reducere la L'Occitane balsam de buze, 27% reducere la propolis răceală și gripă și 40% reducere la Detrical 2000. Ultimele două produse sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Ford Puma, primul hibrid produs în România. Acum la 15.250 de euro TVA inclus prin programul Rabla. Înnotătorul Paul Georgescu, pentru a doua oară consecutiv, a fost nominalizat la titlul Înnotătorul Anului în ape deschise. De ce? Pentru cele trei recorduri mondiale din Antarctica, pentru ultramaratonul de pe Dunăre, pentru că inspiră noile generații de înnotători. Votează și tu acum pe site-ul openwaterswimming.com. Aceștia sunt eroii cu care ne mândrim. Catena susține campioni. Farmacia inimii, Catena. Stări gripale? Imediat Oscilo. Oscilo Coccinum îți ajută organismul să fie pregătit pentru sezonul rece. Boarum. Legendele sunt create explorând noi teritorii, urmând noi rute, depășind noi limite. Jeep. Legendele nu se nasc, ele se clădesc. Profită de cel mai bun preț încă de la începutul anului. Jeep Renegade, de la 14.390 euro plus TVA. Virusul COVID-19 rămâne mai multe ore pe pâinea neambalată contaminată. Solicităm Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor să reglementeze ambalarea produselor de panificație.
Așa cum o notă muzicală acompaniază o mișcare perfectă, pachetul de energie electrică și gaze naturale îl ai la cele mai competitive prețuri. Tinar Energy îți oferă servicii integrate de utilități cu beneficii incluse. Informează-te corect. Ai libertatea de a schimba gratuit furnizorul de utilități. Tinar Energy. Ai toată energia noastră. Ford Kuga, acum la 16.000 euro fără TVA și 7 ani garanție complexă prin programul Rabla de la Ford. Atunci când te doare capul, e ca și când... Cu Fasconal, acționezi împotriva durerii de cap. Fasconal! Pune capac durerii de cap. Miile de hârtii și cozile la ghișee pot fi evitate ușor. Semnăturile oficiale cu partenerii sau instituțiile statului nu ar trebui să dea bătăi de cap. Cu DigiSign totul e mai simplu. Cu semnătura electronică DigiSign rezolvi orice operațiune ușor și rapid. În plus, o poți reînnoi la 2 sau 3 ani. DigiSign, furnizorul tău de semnătură electronică din România. Când ceva e bine făcut, nu are nevoie de prea mult bla-bla. Așa cum e brânza Campina, făcută doar din lapte gustos și cam atât. Iar în timpul rămas, lăsăm să vorbească natura, ingredientul nostru preferat. Campina. 100% bunătatea brânzei, 0% bla bla. Am COVID. Nu, nu am COVID. Oare am COVID? Decât să fii pradă îndoielii, mai bine îți faci un test COVID la Clinica Sante. Ai centre de recoltare în toate județele, iar prețul este accesibil. Clinica Sante. Specialiști în analize medicale. Durerile de cap apar când te aștepți mai puțin, când trebuie terminat ceva urgent și ai nevoie de o soluție rapidă. Și fix atunci nu ai un Nurofen la tine. Trebuie doar să întrebi cine are un Nurofen și cred că știi ce va urma. Nurofen Express Forte capsule moi eliberează ibuprofen și are o absorpție rapidă, acționând prin ameliorarea rapidă a durerii de cap. Sunt o norocoasă pentru că am așa colegi săritori, dar și pe Nurofen alături. Tu te poți concentra pe proiectele urgente. De durere, ne ocupăm noi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Da, am revenit în platou din nou, dezbatere intensă aici și descoper că avem atât de multe subiecte de discutat. Da, și Curtea Constituțională este un subiect pe care la un moment dat va trebui să-l abordăm cu sinceritate și direct. Nu vreau să fiu în corul celor care decredibilizează o instituție atât de importantă a țării, dar sunt niște realități pe care nu le putem ignora, inclusiv legat de curte și de deciziile ei. Vreau să trecem însă peste acest lucru. Dan Ionescu, vrei să spui ceva? Sunt unii care pleacă după ce sau înainte de a primi o sentință definitivă, alții pleacă între sentințe și alții pleacă în timpul anchetei. Și vă spuneam, cum spuneam, de Victoraj Micula sau de Mario Iorgulescu, pe care i-au scos părinții din țară în timpul unor anchete. Să nu uităm că... Eu aș vorbi însă și de cei care rămân în țară cu demnitate, chiar dacă... Da, asta vreau să spun, că sunt unii care rămân cu demnitate și care ar fi avut posibilitatea să plece, adică Tender, Nicolae, Dragnea, sunt foarte mulți care sunt... Mazăre, bine, Mazăre a plecat, dar l-au păcălit. A plecat, hai să fim serioși, și făcea și cartiera. L-au păcălit și l-au prins. Dar asta vreau să spun, că sunt oameni care și acceptă pedeapsa și rămân aici, sunt alții care... Sau care au încredere în sistemul de justiție din România și speră că până la finalul procesului se va face dreptate. Dar gândiți-vă că sunt acești copii de milionari, miliarde, care sunt îndrumați de părinți. Și atunci ceilalți ce să facă? Adică dacă Miculaș la Victoraj Micula pleacă după ce face ce face cu poliția din Oradea, pleacă în Elveția și spală mașina cu șampanie, bătându-și joc de români, și ăștia ești nu pot să-l aducă. Acum. Ești populist. Nu sunt populist. Ba da, ești populist, pentru că noi am vorbit aici de niște cazuri extrem de grave. Statul român a fost păgubit. Da, e o chestiune de principiu absolut corectă pe care o ridici acum. Dar nu face acum decât același lucru pe care băieții ăștia din statul paralel le folosesc să manipuleze public într-un anumit fel. Da, toți acești oameni despre care ai vorbit, tu trebuie să plătească și părinții lor trebuie să înțeleagă că undeva au greșit
Și ar trebui să fie egali în fața legii, chiar dacă au bani mai mult decât alții. Aș terminat cu această poveste, cu exact și cu cei care pleacă tocmai din cauza sistemului de justiție din România. Și care există o parte dintre ei care sunt nedreptățiți, da? Și atunci pleacă și își caută refugiu într-o țară unde țara respectivă, chiar dacă e membră UE, cum este Italia, și nu pleacă de capul lor. Sunt învățați unii să plece în Suedia pentru că faptele lor în Suedia nu sunt grave ca în România, alții sunt sfătuiți să plece în Italia. Domnule. Ok, dar să existe o cale de atac, să existe o formă de judecată, pentru că noi acum, eu de exemplu spun să vulesc un infractor. Italienii zic că nu. Puțin. Și acum vin și vă spun stai altceva. Puțin, stai dacă puțin. Noi îl în ultima oră a emisiunii, noi, singurul da. Dintre cei pe care i-am contactat și trebuie să spun, vreau să spun că colegii mei au contactat pe Dragoș Săbulescu, pe Marian Slotea, Sebastian Ghiță, Alina Bica, Alexander Adamescu, Paul al României, pe Cristian Iza. N-aveam cum, vă dați seama că n-aveam cum, am luat legătura cu avocații, dar n-am putut să-i contactăm pe domnul Puiu Popoviciu, Daniel Dragomir, Marco Atila, Avraham Morgăștăn, Ilan Schwarzenberg, nume care au apărut. De asemenea, sunt multe alte nume care apar în discuția noastră. Sorin și dacă doresc să intervină în emisiune, ca de obicei, le ofer această posibilitate, pot suna la Realitatea și să intre în direct cu noi. Dar ce vreau să vă propun este așa. Am făcut o selecție, câțiva, dintre cei pe care i-am enumerat, pentru că nu putem într-o singură emisiune de trei ore să-i discutăm pe toți. Haideți să discutăm concret despre fiecare dintre ei. În ora trei emisiunii, Dragoș Săbulescu a fost singurul care a acceptat să intre. Habar n-am din ce motive, dar a acceptat să intre în direct cu noi și atunci vei putea să discuți direct cu noi. Înainte de a intra abrupt în acest subiect, domnul Dan Ionescu a omis o categorie. Mai există și o a treia categorie. Oameni care, deși contestă și sunt profund nemulțumiți de soluția de condamnare pe care au primit-o, nu au plecat, deși aveau posibilitatea să se sustragă executării pedepsei. Și nu mă refer doar la domnul Remus Struică, care e foarte actual, ci și la defunctul fiețeră nouășoară, Decebal Traian Remeș. Okay. Nu cred că cineva pune la îndoială faptul că atât Remus Struică, cât și Decebal Traian Remeș aveau posibilitatea de a părăsi teritoriul României cu scopul de a se sustrage executării unei pedepse pe care, din primul moment, au clamat-o ca fiind nedreaptă. Și în ceea ce îl privește pe Decebal Traian Remeș, da, eu ce dovedit. Vreau să urmează și ceva. Vă rog. Adică nu trebuie să uităm că sunt deja hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, prin care s-a stabilit că regimul de detenție din România nu îndeplinește standardele. Da, asta era o altă discuție, pentru că foarte mulți se tem să se execute pedeapsa în România din cauza condițiilor. Iată, sunt personaje, chiar și Alina Bica, am văzut că a declarat, în cazul în care asta va nu fi... înseamnă că publicul gustă această chestie. Evident, dar sigur că da. Pic, trebuie totuși discuta la nivel de principiu. Gustă sau nu gustă publicul, Curtea de Justiție s-a pronunțat. Dar știți cum e aici, doamna, aici va trebui să fiu de partea public. Când ai făcut ce ai făcut, trebuie să te gândești că poți să ajungi acolo. Da, dar pe de altă parte, acum pe de altă parte, rolul executarea dacă te gândești pedepsei, că nu te prinde dacă și... Dacă ne gândim ce a făcut Alina Bica... Dacă nu vorbesc despre un caz... Nu, eu nu spun asta. Am vorbit la modul general. Dumneavoastră v-ați referit la acele decizii și de condițiile din penitenciare. Da, sunt reale, așa este. Statul român are o problemă cu această chestiune, însă acum venind de partea telespectatorului, ca să zic așa... Domnul Truică s-a dus în condițiile de aici. Cu alte cuvinte, sunt da. Foarte mulți care au executat pedeapsa aici, în România. Da, doamnă, trebuie observat un lucru. Scopul pedepsei este acela de a... De reeducare. Reeducare, scop care în România lipsește și sub nicio formă nu de prevenție. Nu de umilire a celui care a călcat pe bec. Există două categorii de persoane. Unele care intră pe bună dreptate, complet vinovate în executarea unei pedepse, altele mai puțin pe bună dreptate. Nu discutăm. Indiferent și cel care a intrat pe bună dreptate, fără niciun fel de dubiu, nu trebuie să fie dezumanizat. Condițiile trebuie să fie în regulă. De ce? Pentru că altfel tot noi, cetățenii, suntem cei care suportăm. Ei dau în judecată statul român la CEDO, țin de păgubiri. Aici foarte știți bine. Cum este, că au fost cazuri de persoane și am văzut public, au fost dezbătute persoane care au fost condamnate, au ispășit 9 ani de pedeapsă și după ce au ieșit din penitenciar s-a descoperit că de fapt nu ei erau autorii respectiv. Nu e de râs, este îngrozitor. Da, e vorba de crime, de niște lucruri îngrozitoare. Oameni care
au reușit după 9-10 ani, după ce au trecut prin ce au trecut, să dovedească. Nu e cazul celor despre care vorbim noi astăzi, ca să nu se înțeleagă că le luăm apărare. Există o tuzitate a autorităților române. În ceea ce privește arestul preventiv, să nu uităm Beciul Domnesc, celebrul Beci Domnesc. Două persoane celebre care au trecut pe acolo, au vrut să facă lucruri pozitive, să amenajeze celula și în special toaleta. Și nu au fost lăsate. Întrebarea următoare, de ce nu au fost lăsate? Nu. La plecare nu și-ar fi luat nimeni toaleta în spate. Nu așa trebuie să se întâmple lucrurile, domnule avocat. Nu așa trebuie. Statul român trebuie să se ocupe de aceste chestii. Și statul român nu a făcut nimic pentru îmbunătățirea condițiilor din arest preventiv. Ca să fie o presiune psihologică din ultimele 30 de ani. Niciun guvern nu a făcut nimic. În condițiile în care vine un om care are posibilitatea să facă lucrul ăsta, de ce nu lași? Despre condițiile din penitenciare o să facem o altă emisiune despre abuzuri. Doar un lucru aș vrea să spun. Pentru că, așa, iertați-mă, să știți că și în penitenciare sunt nenumărate abuzuri. Și aici este o rețea a șefilor din penitenciare și mi-asum ce spun. Vom face emisiune și despre acest lucru, că și aici este o discuție de făcut. Voiam să spun că totuși pedeapsa este una privativă de libertate, nu privativă de demnitate, nu privativă de mâncare, nu privativă de văzut copiii, nu privativă de nimic altceva. Adică de sănătate, pentru că au fost nenumărate cazuri de persoane care au acuzat faptul că li se ia dreptul, a fost chiar că cazul domnului Adamescu a fost, da? Da, nu putem să distingem așa, dacă este să vorbim la nivel principial, indiferent de, îmi asum ce spun, între unele și altele dintre legi. Adică, pe de-o parte, să ne plângem că anumite legi nu sunt respectate de către, nu știu ce actori în sistemul judiciar, iar când vine vorba de regimul de executare, care este o altă fază de executare a pedepsei, tot ulterioară, să zicem, închiderii procesului penal, să facem abstracție și să spunem când a făcut și a asumat. Adică el primește pedepsa. Eu cred că nimeni nu poate fi acuzat dintre persoanele pe care le-ați spus dumneavoastră, vorbesc de cei care execută în Europa, pentru faptul că dorește să execute pedepsa care a fost impusă de către statul român într-unul dintre statele europene care permit acest lucru. Repet, este obligația judecătorului italian, a judecătorului belgian, a judecătorului suedez și a oricărui judecător în fața căruia se duce un român cu o hotărâre de executare. Trebuie să iau pauză de publicitate, să știți, îmi pare foarte rău că vă întrerup. Da. Iau pauză și ne revedem la fix. Bine ai venit în Poiana Ciucaș. Aici natura te întâmpină cu darurile ei și ți oferă ca prin magie un moment de relaxare. Ciucaș, natura doar îți dăruiește. Viața se întregește și capătă un sens cu totul nou când apar cei mici pe lume. Pentru momente colorate și pline de bucurie, ai set body-uri pentru fete sau băieți la doar 21,99 lei. Și setul de pantaloni la numai 19,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins! Vreau să returnez un card pierdut. Și vreau și eu unul. Imediat. Buletinul, vă rog. Selgros. 20 de ani de pasiune. Senzația de nisip în ochi poate fi cauzată de ochii uscați sau obosiți. Vizic Albastru vine rapid în ajutorul tău. Picăturile de ochi Vizic hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii obosiți. Vizic poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic Albastru. Pentru ochi uscați și obosiți. Întoarce spatele răcelii. Încă de la primele simptome, frecția cu Carmol Flu, răceală și gripă are un efect calmant și reconfortant. Carmol Flu. Întoarce spatele răcelii. Stări gripale? Imediat Oscilo. Oscilo Coccinum îți ajută organismul să fie pregătit pentru sezonul rece. Boarum.
Acesta este Galenus. Cu el a început cercetarea riguroasă a ficatului. Apoi, timp de 1800 de ani, cercetători și oameni de știință au continuat procesul cunoașterii. Cercetarea medicală a ajuns astăzi la rezultate extraordinare. Lagosa are efect favorabil asupra ficatului în cazul unor excese, abuzuri sau infecții cu risc de hepatotoxicitate. Lagosa.ro. Știm totul despre ficat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Cum lupți cu durerea? Noua mea alegere este Ketifexin 50 mg. Se dizolvă ușor în apă și acționează rapid împotriva durerii. Ketifexin. Luptă rapid cu durerea. Ketifexin. Un produs Sandoz. Nici nu știi cât îți afectează ficatul obiceiurile nesănătoase, mai ales că ficatul nu doare. Alege un mod înțelept pentru a susține regenerarea ficatului. Proficatum Vital. Proficatum Vital conține fosfolipide și silimarină și alte ingrediente naturale care susțin sănătatea ficatului. Proficatum Vital acționează în două etape. Curăță toxinele acumulate și susține eficient regenerarea celulelor ficatului și restabilirea vitalității lui. Proficatum Vital. Dă a doua șansă ficatului tău. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Totul e mișcare. Durerea este singura pauză din lume. Sindolor îți readuce plăcerea mișcării. Sindolor Gel. Fără durere este plăcere. Ritmul vieții poate duce la senzații de panică sau sufocare. Reglează-ți ritmul interior cu Extra Valerianic Cardio. Având un efect rapid, starea de bine se instalează în maximum 5 minute, fără dependență. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Acum e momentul să ne bucurăm de viață. Să descoperim un nou echilibru și să ducem împreună România la 100%. Pentru asta am creat suplimentele Alevia cu extracte naturale standardizate. Din grijă pentru sănătatea ta, ca să-ți poți atinge potențialul maxim. Alevia, esența echilibrului natural. În lupta împotriva rănilor, utilizați Cicatridina unguent sau Cicatridina spray. Gama de produse numărul 1 în topul vânzărilor din România. Cicatridina unguent, în caz de zgârieturi, iritație în zona pliurilor, arsuri, proceduri cosmetice. Cicatridina unguent conține acid hialuronic, baza cicatrizării mai rapide a țesutului. Găsește-ți inspirația în bucătăria franțuzească. Încearcă crème brûlée la doar 6,49 lei și specialități brânzeturi franțuzești la numai 9,99 lei. Delicii și rafinament în stil franțuzesc. Lidl. Merit să fii surprins. Antinevralgic Sinus conține paracetamol într-o combinație de 3 substanțe active și acționează în 15 minute împotriva febrei, durerilor de cap, musculare și de gât. 4 simptome, un singur remediu. Nou, acum și varianta hot drink cu aromă de lămâie. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectul. Până și albinuțele răcesc. Wow! Ce bun e! Propolis C, răceală și gripă plicuri, ajută organismul în lupta cu răceala și gripa. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. În farmaciile Dr. Max ascultăm oamenii, de aceea avem prețuri speciale la sute de produse. Acum Probiomax la 14,99 lei, Calcidin la 17,49 lei și Calmotusin Junior la 16,99 lei. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Farmaciile Dr. Max. Prețuri Dr. Max de mici. Astăzi poți să preiei controlul energiei tale, pentru că e mai simplu ca niciodată să vii la Enel alături de peste 2 milioane de români care au ales deja Enel pe piața liberă. De la 1 ianuarie, piața de energie se schimbă. La Enel ai puterea să alegi oferta de energie potrivită pentru tine și siguranța unui preț fix. Sună la 021 9977 sau intră pe enel.ro. Bicarbocalm calmează rapid arsurile și durerile de stomac cauzate de hiperaciditate, neutralizând acidul gastric în exces. Bicarbocalm gustă fiecare clipă fără arsuri gastrice.
Da, am revenit în platou. Domnule Iacob, stimați invitați, vă propun să începem cu primul portret pe care l-am pregătit împreună cu colegii mei și să discutăm apoi cazul concret. Puiu Popoviciu. Haideți să urmărim materialul și revenim imediat. Tinerele fostului demnitar comunist Ion Dincă, discretul miliardar Gabriel Puiu Popoviciu, este unul dintre cei mai bogați români, având sub control mai multe afaceri profitabile în capitală, hotelurile Howard Johnson, Ramada Park și Ramada Plaza, restaurantul Casa Doina, francizele Pizza Hut, KFC și Ikea, potrivit ziarului financiar. Afaceri care i-au adus și probleme. În 2017, Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv de magistrații Instanței Supreme la 7 ani de închisoare cu executare în dosarul Ferma Băneasa. Procurorii spun că în perioada 2000-2004 o serie de înțelegeri între Puiu Popoviciu și Ioan Nicolae Alecu, pe atunci rector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, au făcut ca un teren de 224 de hectare să fie cumpărat la un preț de nimic de către o companie controlată de afacerist. Magistrații l-au găsit vinovat de faptul că a obținut ilegal 100 de hectare de teren în nordul capitalei. Pe numele său a fost emis un mandat internațional de arestare cu mențiunea că acesta nu are domiciliul în România. Poliția română informa la acea vreme că ultimul domiciliu declarat de Puiu Popoviciu figurează la Monaco. Însă, în octombrie anul trecut, omul de afaceri a avut termen în procedura de la Londra de predare în România, după ce în 2019 un tribunal britanic a decis extrădarea lui. Despre Popoviciu s-a mai spus că a fost în spatele unor tunuri imobiliare uriașe, printre care și Strandul Tineretului, unde statul român a pierdut 320 de milioane de euro. Afaceristul a încercat să nu-și implice numele în majoritatea afacerilor pe care le face, apelând în unele cazuri la offshore-uri sau la diversi interpuși. Da. Acesta este materialul pe care colegii mei l-au... Să știți că putea să fie mult mai lung. Am tăiat din materiale, atât de multe lucruri s-au spus despre fiecare în parte, încât nu reușeam în 10 ediții, să spunem. Domnule Iacob, dumneavoastră da. Cunoașteți mai bine acest subiect și aveți și niște detalii pe care cred că e bine să le am niște facem detalii publice. Și ceva m-a frapat în mod deosebit chiar în ultimile zile. Ca să știe telespectatorii, vorbim despre Băneasa Mall. Despre o zonă Băneasa, dezvoltată da, de... pe o fostă livadă care a aparținut Ministerului Agriculturii, Universității Agricole. Agricole și care este 49,99% are acțiuni în această firmă care acum terenul are a revenit da. În proprietatea statului. Câștigă vreun milion de dolari terenul pe lună. Terenul a revenit în proprietatea statului. Este foarte important să precizăm acest nu lucru. A revenit. Nu a revenit. S-a desfințat hotărârea. S-a desfințat hotărârea? Da. Sigur că da. Sigur că acum, păi, da haideți... păi anul trecut revenise, adică nu, era nu, decizie nu. De revenire în proprietatea statului. Păi stați. Că am discutat noi despre ambasada americană care se află acolo. Și atunci am avut o dispută pe discuție. Bine, da? Ați câștigat, a câștigat Biden. Aia bine. E ce să facem. Nu mai primesc viză în America. Asta e altceva. Bine, da. Vă rog. Problema este următoarea. Este foarte interesant. Și să-mi fie scuzat, dar discut despre domnul Teodoru, sau cum îl cheamă, Bogdan Tudoran, pardon, judecătorul din... care l-a condamnat pe domnul Popovici. E o istorie extrem de interesantă. Omul este în momentul ăsta cu dosar penal tocmai pentru represiune nedreaptă la Sij împotriva lui Puiu Popovici, deschisă urmărirea penală din decembrie anul ăsta. Cunoscut ca un om care joacă poker, îi pac banii... Nu, stați un pic cunoscut, nu. Vă rog să reformulați. Aveți dovezi în acest sens? Da, în sensul că știu, îmi asum aceste afirmații. Da? Și nu merge sunt. Cu asumat dacă nu nimic, aveți mă probe cheamă cineva și vă rog spune să reformulați dacă nu aveți probe. Este cunoscut că joacă poker, că face, că drege, că are dosare, fiul lui are dosare pentru fapte făcute, atenție, din 2010-2011. Fac apel la domnul avocat, la domnul procuror Bogdan Tudoran, dacă dorește să intervine și judecător, să-și era punctul de vedere. A fost, da, a, pare a avea și probleme dorește. De sănătate, bineînțeles. Vă rog. E foarte interesant. El este cumva apropiat de Partidul Național Țărănesc, care l-a promovat secretar de stat pe la Ministerul Apărării, dar totuși lucrează timp de 6 luni în anul 2000 subsecretar de stat la domnul George Maior. Domnul Maior era secretar de stat, domnul judecător era subsecretar de stat. 6 luni s-au petrecut. Acum să ne gândim așa, apar protocoalele, apare acest dosar,
domnia sa, domnul judecător și fiul au o grămadă de dosare și urmărire penală împotriva lui și, ce e foarte interesant, judecă acest caz. Îl judecă într-un mod straniu în care, și doamna avocat poate știe foarte bine speța, dă partea civilă de prejudiciu de o parte și judecă un caz care este de, dacă nu ai prejudiciu, nu ai infracțiune. Până la urma urmei și nici astăzi nu este lămurită, nu-i lămurită acest aspect. Domnul Popoviciu, acum în Marea Britanie nu are o sentință definitivă, așteaptă, am înțeles, nu? Nu, domnul Popoviciu are o sentință definitivă în România. În România, am spus, în Marea Britanie. S-au dispus niște măsuri împotriva domniei sale, are libertatea limitată, deci practic el este într-un fel de executare aceea, trebuie să stea la domiciliu. Deci practic, sistemul britanic a recunoscut pedeapsa din România? Nu. Atunci cum? De ce s-au luat aceste măsuri? Ar și fi luat măsura... Păi și atunci de ce s-au luat aceste măsuri, cum a spus noastră, cu brățară, cu... Pentru că e un sistem britanic just, care are în față un mandat din România, dar are pe masă și un dosar cu o grămadă de controverse și cu ciudățenii și cele mai controversate... De ce nu este extradat în România? Pentru că acolo se judecă această situație a domniei sale. Dosarul în care el a fost condamnat aici... Și toată situația juridică este pe masa instanțelor din Marea Britanie, care sunt niște instanțe corecte. Însă imaginați-vă în Marea Britanie să vorbești despre servicii secrete, despre protocoale, despre judecători șantajabili de sistem. Haideți să vă întreb altfel. Domnul Popoviciu nu mai locuia de mult în România, din câte se știe, nu este nu are domiciliu în România nicăieri. Exact, nu locuia, da. În sensul că nu mai locuia, stătea mai mult în America. Da? Bun. De ce s-a temut de sistemul din România? De ce n-a fost aici când a primit sentința? Pentru că aici este o discuție între cei care au rămas până la final. Cred că în cazul domniei sale și ca și în alte cazuri, sunt cazuri și cazuri. Cred eu, în cazul domniei sale, știa că sentința l-a surprins, cursul procesului, și că nu este just, nu e corect. Da? Și atunci, toată această situație, dați-vă seama că va avea un ochi și din Statele Unite, și din Anglia, și de peste tot. E un caz. E un caz. În momentul când avem asemenea cazuri care au plecat din justiția română și ele nasc suspiciuni și nasc reevaluări în altă țară, noi trebuie să nu ne supărăm cum s-a supărat domnul Predoiu și să vedem dacă noi avem o problemă aici. Și ce probleme avem și noi cum. Știm că avem probleme aici, dar nu vrem să le rezolvăm. Mihai Pâlșu, da. Crezi că, uite, de exemplu, în cazul domnului Popoviciu, în cazul doamnei Alina Bica, s-au temut de sentințe din România, pentru că amândoi au plecat înainte să se pronunțe instanțele, s-au temut că sentințele vor fi... Nu știu dacă sunt cazuri similare. Nu știți ce am vrut să spun. S-au temut că sentințele ar putea fi viciate de faptul că în cazul, în dosarele lor apăreau nume importante din statul român, cum ar fi Traian Băsescu, de exemplu, că a apărut numele lui vehiculat atât în dosarul domnului Puiu Popoviciu, cât și în dosarul Alinei Bica. Uite, m-am uitat pe lista care ai citit-o și descoper că sunt numai persoane foarte importante. Alina Bica n-a fost un personaj oarecare. Ea a fost implicată și niște afaceri și, mă rog, și chestia cu Dicotul, au rezolvat niște lucruri care n-au fost prea cușe. Da, bineînțeles că se tem de o judecată, chiar dacă este dreaptă sau nedreaptă. Aici e o problemă, pentru că vorbim de... Ați vorbit, v-am ascultat. Eu am studiat foarte mult ce s-a întâmplat în Anglia cu niște procese răspunătoare în care justiția din Anglia a dovedit că este coruptă îngrozitor. Poliția, a spus și doamna avocat, ți-a spus că a găsit într-un dosar făcătură. Eu vă spun că sunt multe, mult mai grave. Grave legate chiar de serviciile secrete. Au fost mari scandaluri în Marea Britanie cu dosare care au fost oprite în justiție când cei care au comis infracțiunea, așa zisă, de trădare, au recunoscut fapta și procurorul, pentru că nu putea să-i dea avocatului documentul, să-l citească, și a detras faptele. Și judecătorul a rămas stupefiat. De ce face asta? Deci, cazul celebre. Acum, eu nu știu dacă Italia, care este o țară mafiotă, mă rog, sau care a demonstrat de-a lungul timpului... Da, am făcut enorm de multe în Italia. A fost... Adică, știi și tu, dintr-o dată să spunem că sistemul juridic de acolo este nemaipomenit și trebuie să-l luăm noi de acolo. Să fim serioși. Simt nevoia să fac o precizare. Da. Tu știi că noi aici am avut o campanie întreagă cu Victor Ponta.
domnul procuror Victor Ponta a fost să ia lecții din Italia. Nu, domnule, a fost și a, și a venit domnul doctor. Când era corect ce se întâmplă în Italia? Atunci când domnul Ponta a fost la școală acolo și învăța cum trebuie să se lupte cu mafia? Sau acum când se întreabă domnul Predoiu? Exact. Aici să ne întoarcem totuși la curtea noastră, unde avem niște probleme majore și unde consider eu că timp de 30 de ani zile am avut o justiție bazată pe principii bolșevice. Cel mai simplu exemplu este procurorul care este încă magistrat și nu este la nivel de avocat, așa cum este în multe alte state foarte civilizate și la care vrem și noi să ajungem. Dar eu mă uitam la lista asta, da? Și atunci știi ce am făcut? M-am uitat la, pe portalul Poliției Române să văd dacă sunt căutați. Și am avut o surpriză, nu știu dacă e ok, poate avocații de aici din platou mă luminează, că eu n-am fost în stare să dau seama, cum se face că, în afară de Puiu Popoviciu, și codus malta de care tu nu l-ai băgat, dar este, ceilalți nu sunt păi, căutați. Păi exact, și spuneam mai devreme. Uite, de exemplu, domnul Sebastian Ghiță, care este pe listă, a fost revocat mandatul lui de arestare în instanță la Curtea de Apel Ploiești. Așa este. Nu mai are absolut nimica. Așa este, dar după ce a fost arestat în Serbia și s-a dat dreptul să rămână acolo. Da, dar Lina Bica n-are acest... Și alții de pe lista ta. Mă bucur că ai pus problema asta. Știi de ce? Pentru că întrebarea mea era, vreau să o pun mai târziu, după ce discutam și celelalte cazuri. Întrebarea este, nu cumva cineva nu vrea să-i aducă în țară pe acești oameni? Pentru că, de fapt, se va întâmpla ceva pe principiul dominoului în momentul în care vine unul și începe să vorbească. E posibil. Păi, nu, da, legat de ce ai spus, să știi că Europolul are o problemă. Atunci când vorbim de urmăriți penal, urmăriți, căutați, și sunt politici, sunt oameni politici, Interpolul nu se bagă, ea refuză dosarul, pentru că eu stipulat foarte clar în cazul în care apar oameni de genul ăsta, ei să nu se bage. Interpol, Comisia de Control a Dosarelor. Păi da, ți-am spus că... Deci Vadim Beniatov, din 2017 condamnat, sau de când Dumnezeu, mai de mult, în dosarul... Deci, pot să aduc în discuție, de exemplu, un caz foarte vechi, dacă vă aduceți aminte, domnule Iacob, putem să ne aducem aminte despre un caz foarte vechi, poate că telespectatorii au uitat și dumneavoastră, vă aduceți aminte de cazul Teproiaș cu Francis Priplat, al chemat, da? Pe care statul cec nu a vrut să-l dea statului român? Și multe alte cazuri. Deci, executat acolo. Deci, era asasin. Nu cred că a executat. A făcut 2 ani, dar pentru aceea, nu pentru crimă. Nu. Pentru niște lucruri pe care le-a făcut acolo, nu pentru ce a făcut în România. Deci nu pentru... Priplata n-a plătit pentru crimă. În România a fost acuzat de altceva. De crimă. De crimă, exact. De Virgil, pentru Virgil Săhlean. O să facem într-o zi subiectul Teproiaș. Dan Ionescu. Da, vreau să vin în completarea sau lui Mihai, sau să vin cu o poveste mai veche din anii 2000. Eram director la Cotidian în conducere pe un anumit domeniu. Și am venit cu o idee, ca o dată pe săptămână să facem un supliment cu urmăriții generali. Și am luat acordul șefului GPR de atunci, care m-a trimis mai departe la departamentul de urmăriți. Și de acolo s-a rupt film. Deci de la discuții de ce te bași tu și ce veniți voi să vă băgați în treaba noastră, ce treabă aveți voi cu urmăriții. Și eu credeam că fac o chestie bună, pentru că pe vremea aia internetul era mai slăbuț. Și ne gândeam, domnule, o să fie suplimentul ăla. Și înainte de 80 nu era o emisiune la TVR, da, ceva cu urmărit, nu, da, cu urmărire generală, sau nu mai știu ceva. Mă gândeam, văzusem un film cu băbuțele și pensionarele din state care își lipeau pe ușa frigiderului poze cu urmăriții și erau foarte atente pe stradă să vadă despre ce e vorba. Și tot atunci, în perioada aia, și după aia am reluat-o prin 2012 sau 2016, o discuție cu Dan Andronic pentru o campanie, vroiam să solicităm introducerea în România a recompenselor. Știi că nu există, o să spun o chestie. Deci în România nu există recompense oficiale pentru cei care, cum sunt în Statele Unite. Și cine să le plătească? Toți cetățenii români? Îți dau un exemplu. La un moment dat, Serviciul Omorâri, pe vremea lui Antonescu, a închetat o crimă, fusese omorât un copil. Și părinții copilului, colegii de serviciu ai copilului, au făcut un fond și au spus, dăm o recompensă oricui
ajută la prinderea criminalului. Într-un târziu, criminalul a fost prins tot de cei de la serviciu de omor și n-au fost lăsați să primească dar acestea. Dar vreau să-ți ții puțin vreau să spun doar atât, au primit laptopuri și cauciucuri, au cerut, dom'le, nu avem voie să primim bani. Dați-ne că n-avem cauciucuri la mașini și n-avem calculatoare în birou. Și au primit de la acești oameni cauciucuri pentru mașinile poliției și calculatoare pe care le-au luat toți șefii de la Tutilescu la vremea aia. Ai dovezi? Da, bineînțeles. Poate fii atent, data următoare, la următoarea emisiune te vii cu dovezile, da, să le prezint. Da, poate să-l chem pe Dan Antonescu să-ți povestească cum a fost. Bun, Dan Antonic sigur nu o să vină la noi în emisiune, dar deși am spus că noi suntem de partea lui și susținem cauza comisarul în cazul... Comisarul șef Antonescu, nu Dan Antonic vorbeam. Poftim? Vorbeam de comisarul șef Dan Antonescu, nu ai de zis Dan Antonic. De Dan Antonic e altceva, spuneam că am avut o discuție cu el la un moment dat. A, să povestească, bine, hai să nu intrăm în amănunte. Da. Vreau să rog regia, vă rog să sunați pe domnul procuror, fostul procuror Mircea Negulescu. Dorește să intervină în cazul procurorului Bogdan Tudoran, ce a spus mai devreme domnul judecător. Judecătorului Tudoran. Până se face legătura, vreau să merg la doamna avocat. Vă rog, doamna avocat, apropo de acest caz concret, Puiu Popoviciu, ce a povestit domnul Iacob, imediat o să ne spună și domnul Negulescu ce știe. Da, eu nu cred că este totuși de acuzat, repet, pe Uniune și având în vedere că până recent și Marea Britanie a fost acolo, există această procedură a mandatului european de arestare și se fac demersuri în toate aceste dosare. Oamenii aceștia se duc, se pot duce să se predea. Eu nu știu în acest moment, poate dumneavoastră aveți mai multe informații, exact dacă Puiu Popoviciu sau Alina Bica, apropo de sintagma aceasta de fugari, mai degrabă înclin să cred că s-au dus și s-au predat autorităților. Este și cazul celor din Italia și Dragoș Săvulescu s-a predat, deci, adică sunt în aceeași cauză. Este procedura mandatului european de arestare pe care statul român o inițiază și ea funcționează exact așa cum este reglementată la nivelul Uniunii. Nu cred că poate fi niciunul dintre ei considerat vinovat. Vorbesc strict de chestiunea executării pentru faptul că au ales să se predea Puiu Popoviciu acolo sau Alina Bica în altă parte. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră este că de fapt noi n-ar trebui să-i numim fugari pe aceștia care s-au predat, care au mers acolo și s-au predat. Nu cred că sunt fugari, pentru că fugar înseamnă o persoană care se ascunde, se sustrage de la executare, nu știu unde pleacă, dar niciun caz dacă te duci în Italia, dau un exemplu, și te predai unei autorități și spui asta sunt și primește un mandat de executare din România, mandat de european de arestare și pe care l-a primit, că altfel n-avea cum să meargă acolo, ați dat imagini, n-avea cum decât cu acest mandat, indiferent că este sau nu este pe o listă sau alta. Deci din acest motiv poate fi o explicație că nu se află pe acea listă? Da, dar noi vorbim de statele UE. Marea Britanie nu mai e în UE. Nu mai este, dar e o problemă cu... Păi da, dar încă... Înainte puteai să spui, domne... Atunci era, la momentul la care s-a întâmplat acest lucru, era. Popoviciu a primit hotărârea de condamnare, categoric era. Poftim? Este o procedură nefinalizată în Marea Britanie. L-avem la telefon pe fostul procuror Mircea Negulescu. Dorește să facă niște precizări despre judecătorul Bogdan Tudoran. Am zis corect de data asta. Bună seara, domnule Negulescu. În mâinile și la mulți ani dumneavoastră și tuturor pentru mulțumesc. Anul 2020. Vă spun de pe acum că săptămâna viitoare, duminică, avem ediție specială tot pe justiție despre protocoale dintre SRI și toate instituțiile, așa că vă invit să fiți prezent în platou. Vă rog să faceți precizările pe care doriți să le faceți. Da. Referitor la acest dosar, eu nu îl cunosc personal pe domnul Puiu Popoviciu, mă scuzați, dar... După ce nu am mai fost magistrat, am avut acces la niște dovezi, să spun așa, referitoare la modul în care dânsul a fost judecat. O problemă ar fi că persoana care a fost inculpată inițial pentru abuz în serviciu a fost achitată, da. Iar domnul Puiu Popoviciu, pentru complicitate la abuz în serviciu, a fost condamnat. Adică, dacă primul a fost achitat, teoretic înseamnă că nu există fapta, nu? Păi, dacă complicele, dacă autorul este achitat... A dat din,
Mi se pare normal ca ministrele să fie condamnat? Păi nu știu, asta trebuie să-mi spuneți noastră că a fost procuror. El probabil că a făcut denunțul și atunci a avut înțelegerea aceea cu procurorul. Nu. Domnul Neculescu este cât se poate declar. Cum poți fi să fii, cum poți fi dacă făcea denunțul la o infracțiune care tot legea spune că nu există? Nu. Deci ce spune domnul Negulescu este... Vă rog, domnule Negulescu, hai să-și termine ideea, domnul Negulescu, și după aceea discutăm noi aici în platou. O altă problemă care s-a ridicat în referitor la această cauză, da, ar fi problema pe partea civilă. Da? În sensul că mie nu mi se pare normal în condițiile în care autorul abuzului în serviciu a fost achitat, da, complicele, da? Să-i se confiște un drept pe care l-a dobândit, din punctul meu, în mod legal, da? Și să se încerce, nu știu, și altă problemă cu domnul Tudoran, ca să expun așa, din ce știu, v-am spus, după ce nu am mai fost procuror, a fost faptul că pe partea civilă a semnat o hotărâre judecătorească în condițiile în care nu mai era judecător. Păi cum e posibil, domnule Negulescu? Nu știu cum e posibil. N-a semnat-o. A motivat-o din sanatoriu, dacă nu mă știu. N-a semnat-o. Dan! Ce, te rog să reformulezi. Da, era omul să internase în sanatoriu, dăduse sentința și a motivat-o din sanatoriu. Să internase, nu știi povestea? Ce fel de sanatoriu? Nu știu povestea. De boli de nervi. S-au făcut niște cereri. Dacă mă ascultați un pic. Da, vă rog, domnule Negulescu. S-au făcut niște cereri, da, la către Consiliul Superior al Magistraturii, referitor la faptul că domnul judecător nu avea cum să motiveze pe parte civilă o hotărâre judecătorească, în condițiile în care, așa cum spune invitatul dumneavoastră, da? Era într-un sanatoriu de psihiatrie. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Negulescu, pentru intervenție. Foarte importante precizările, pentru că, iată... pe care unii le ajută... vor judeca, le vor gândi acolo în Anglia. Până atunci vreau să-i rog pe colegii mei să pregătească materialul cu Dragoș Săvulescu și să și luați legătura să intre în direct imediat pe aceea. Vă rog, doamna avocat. Spuneam că s-a judecat deja această chestiune, nu este niciun secret sau o chestiune dubitabilă. Într-adevăr, hotărârea aceea, e vorba de hotărârea pe latura civilă a procesului penal, după disjungere. Deci s-a pronunțat hotărârea de condamnare, s-a disjuns latura civilă și peste un timp s-a judecat de către același judecător, latura civilă a cauzei, mă rog, și într-adevăr hotărârea a fost trimisă instanței nesemnată, a fost un motiv pentru care înalta curte a admis calea de atac care s-a exercitat împotriva acelei hotărâri și într-adevăr era într-un institut de felul acesta. Și a trimis la instanță, nu știu, prin fiu, prin cineva. În fine, a fost o situație pe care instanța s-a pronunțat, hotărârea respectivă s-a desființat, dosarul a fost retrimis la un alt judecător, către aceeași curte, Curtea de Apel București, care are pe rol cauza acum, latura civilă. Deci, latura civilă. Ceea ce a punctat domnul Negulescu este de o importanță covârșitoare în ceea ce privește vinovăția domnului Puiu Popovici. Voiam să revin la această... Este evident deci, că n-ai cum să fii... Încercam doar să lămuresc ca să nu fie că a apărut un ceva ciudat. Okay. Tot discutăm de fugari. De ce a fugit din România să nu execute pedeapsa aici? Pedeapsă primită, iată în ce condiții. În condițiile în care domnul Puiu Popovici este complice civilă la o infracțiune care nu există. Și atunci avea dreptate sau nu avea dreptate? Trebuia să intre la pușcărie? Trebuia să meargă... Eu știu dosarul și pe latura penală, pentru că am fost... Și pe latura penală este, așa cum spune domnul Negulescu, numai, că autorul... Numai o singură frază să spun. Mă rog. Foarte multe dosare penale și acest dosar, din câte am observat eu, al lui Puiu Popoviciu, au aceleași probleme, în sensul că se reiau, de fapt, discuții din civil. Și acel dosar este un dosar în care s-au dat condamnări
apreciindu-se că ceea ce s-a făcut în civil, nu la nivel de hotărâre judecătorească, dar la nivel de acte date pe legea 18, comisii speciale, da, numai o secundă. Deci, mie efectiv, mi-e foarte tulburăm greu. Telespectatorii. Nu, nu, stai că e foarte da, interesant. Da, important, dar nu se înțeleagă. Nu știu dacă îi tulburăm, că, e, dacă îi lăsăm netulburați, așa, nu, nu, totuși tulburăm nu se că mai îi băgăm în civil, nu înțeleg, simplu. Nu, nu, nu poate i-am băgat un om... în civil. Distinsă, doar doamnă. Spun. Distinsă, colegă. O întrebare e cât se poate de simplă. Poate fi o persoană, nu vorbim de Puiu Popoviciu, poate fi o persoană X condamnată pentru ca fiind complice la o infracțiune, oricare ar fi ea, cazul de față, abuz de abuz în serviciu, în condițiile în care... Eu nu pot să vă răspund teoretic. Păi vă, a fost vă dau eu un răspuns. În cazul Microsoft... Dar nu, nu, nu. Teoretic, poate că nu, practic a fost. Sigur că știți la fel de bine ca și mine că dacă nu-i vinovăție de un anumit fel, poate și așa mai departe. Despre asta e vorba. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Deci și acolo este un dosar în care tot civilul care s-a întâmplat, adică cereri, reconstituirea, acte vechi, din, nacionalizarea din 48, ce a însemnat acolo chestiune civilă de reconstituire a dreptului de proprietate, a fost repus în discuție în penal și condamnările, către procuror. Și condamnările din acel dosar penal au în spate o istorie de reapreciere a civilului. Exact. Asta este realitatea. Doar pe latura complicelui. Pe abuzului din moment ce a fost achitat. Deci nu aș vrea, eu vă spun doar ce știu. Nu știu dacă este așa cum a zis domnul Negulescu, în sensul că autorul ar fi fost achitat, iar complicele condamnat, fără nicio distinție cu privire la vinovăție sau alte lucruri. Chiar nu știu, deci nu prefer că... să mă abțin și să spun doar lucrurile pe care le știu. Însă ce știu este că au fost luate acte de la 1900 toamna, să mă exprim aia, așa, da, făcute tot felul de explicații, ce fel de teren era, că era regim de, bun, de către procuror. Haideți da. Să nu intrăm în amănunte, da. Pentru că sunt lucruri mult prea tehnice exact, din dosar da. Și n-or să înțeleagă telespectatorii. Vreau să citesc un mesaj pe care l-am primit de la un telespectator și după aceea am să fac un scurt comentariu. Vorbiți mai mult de drepturile infractorilor decât de drepturile victimelor. Nu e ok. Ai furat din bani publici, ok, eu sunt victimă. Îți iau banii înapoi, dar pentru fapta penală nu trebuie să plătești. Nu despre asta a fost vorba. Unu, care sunt victimele în acest caz? Victimele sunt, este de fapt, victima de fapt este statul român. Societatea. Statul român în primul rând, pentru că e vorba de niște bunuri ale statului român, de niște bani pe care ei, așa cum am spus, trebuie să-i dea înapoi. Despre victime o să vorbim într-o altă emisiune. Nu facem o separare acum că unii ar trebui să plătească și alții nu. Discuția nu este în această seară despre noi acest lucru. Poate că nu s-a înțeles. Distinsă, doamnă, și dumneavoastră, și eu am punctat foarte clar faptul că cei care au săvârșit o infracțiune trebuie să răspundă penal. Povestea este următoarea. Din punct de vedere al laturii civile, clar, statul trebuie să-și recupereze prejudiciul. Ceea ce nu se întâmplă, domnule Durghiu, pentru că este foarte important să precizăm doar, asta. Statul român nu-și recuperează aceste bunuri. Și despre asta o să facem o emisiune separată. Noi nu plângem la unor persoane condamnate pe drept sau pe nedrept. Noi ceea ce facem aici, tragem un semnal de alarmă. Despre niște abuzuri și niște hibe ale sistemului de justiție. Nu trebuie să se întâmple niciodată. Și știți când putem vorbi de stat de drept. Atunci când, indiferent de numele persoanei anchetate, trimise în judecată și pronunțat o soluție, indiferent care aia, de achitare sau de condamnare, nimeni, nici dumneavoastră, nici eu, nici un telespectator, nici unul de aici din platou, nu poate și nu va avea nicio suspiciune a fost achitat pe nedrept pentru că e șmecher sau pilot sau partizan cu nu știu ce partid sau dimpotrivă a fost condamnat pe nedrept. Nu. Când soluția este clară, mai presus de orice dubiu și societatea este liniștită că soluția, indiferent care e de achitare sau de condamnare, este cea care reliefează situația de fapt și probele administrate în dosar. Din păcate, colegii mei nu au reușit să ia legătura cu domnul Dragoș Stăvulescu, înțeleg că nu are semnal, de aceea v-aș propune să nu dăm portretul domniei sale pentru că dorea să intervină. Haideți să mergem cu portretul lui Sebastian Ghiță, că e un subiect care interesează pe toată lumea. Să vedem portretul lui Sebastian Ghiță și revenim pentru discuții.
Prieten bun cu fostul lider PSD Victor Ponta, Sebastian Ghiță a fost parlamentar în Camera Deputaților din partea Partidului Social Democrat. În paralel cu importanța pe care Sebastian Ghiță o dobândea în lumea politică și în cea a serviciilor secrete, contractele cu statul încheiate de firmele sale, mult controlate indirect, se înmulțeau și ele. Prin interpuși, parlamentarul controla canalul de știri România TV, televiziune pe care a fondat-o în urma unui scandal cu Sorin Ovidiu Vântu. În 2002, Sebastian Ghiță a fost trimis în judecată în dosarul Tracia Asesoft, fiind acuzat de complicitate la înșelăciune și fals în declarații, în legătură cu mai multe tranzacții petroliere care au dus la prejudicierea bugetului de stat cu 20 de miliarde de lei vechi. În acest dosar a fost achitat, dar în decembrie 2016, în urma unei noi cercetări DNA care îl viza, cariera politică a lui Sebastian Ghiță s-a încheiat. În perioada 2000-2015, Ghiță Sebastian Aurelian a obținut importante sume de bani în mod nelegal, prin traficarea influenței sau aparent legal din fonduri publice, pe care le-a introdus într-un circuit financiar care nu are la bază operațiuni reale, anunță DNA. Banii au fost spălați printr-o multitudine de operațiuni financiar-bancare fără justificare economică, iar ulterior o parte din aceștia au fost folosiți în scopuri ilicite, respectiv pentru coruperea alegătorilor. Acestea sunt concluziile Direcției Naționale Anticorupție în 2015, când procurorii au și pus în aplicare controlul judiciar și interdicția de a părăsi orașul Ploiești în cazul lui Ghiță. Pe 19 decembrie 2016, Sebastian Ghiță a fugit din România cu câteva ore înainte ca justiția să emită mandat de arestare preventivă pe numele său. A fugit chiar după o petrecere de Crăciun a Serviciului Român de Informații. A doua zi, el trebuia să se prezinte la DNA Ploiești pentru a da explicații într-un dosar în care era vehiculat și numele fostului premier Victor Ponta, dar și cel al fostului premier britanic Tony Blair. Sebastian Ghiță mai avea și în alte dosare calitate de inculpat, taxă pentru obținerea de contracte IT și Hidro Prahova. Deși omul de afaceri se afla sub filaj, ofițerii au anunțat superiorilor dispariția lui Ghiță abia după 8 ore. Aflat în urmărire internațională, omul de afaceri a apărut în Serbia cu pașaport sloven, sub identitate falsă. România a cerut extrădarea, dar între cele două țări nu există un acord. De pe teritoriul sârb, Sebastian Ghiță a transmis mai multe înregistrări în care a aprobat apropierea sa de generalul Coldea și a vorbit despre lobby-ul pe care l-a făcut pentru Victor Ponta. În urma denunțurilor trimise de Ghiță din Serbia, prim adjunctul SRI Florian Coldea a fost trecut în rezervă. În 2019, mandatul internațional de arestare a fost revocat. Teoretic asta înseamnă, dar practic... Să știți că suntem în direct. Nu e nicio problemă, discutați în continuare. Discutam că sunt niște lucruri fabuloase în acest dosar, acest teren, pe care toată lumea îl cunoaște ca fiind cel unde se află ambasada Statelor Unite, unde se află Mall-ul Băneasa. Unde e comunismul aici, spun, e incredibil. Ne ducem până în 1948... cu mentalitatea procurorului să transferă atunci, în 48. Bun, e fabulos. Facem în felul următor. Haideți să facem o emisiune specială despre acest caz, să-l discutăm nu despre domnul Popoviciu ca persoană, despre ci despre cazul acestei, justiție, acestei, da? Acestui teren, da? Care, iată, înțeleg, doamna avocat, că acea hotărâre despre care eu știam că este valabilă de întoarcere s-a dezfințat, dar înțeleg că ea spunea că trebuie pus în situația... Adus spunea în situația anterioară, lucruri, adică să înțeleg că trebuie dărâmat tot și pus... Nu, spunea că trebuie repus în situația anterioară, dar în același timp spunea că statul, dacă vrea, poate să mențină ce e acolo, dacă vrea, dacă nu. Deci era... Că devine proprietar. E noaptea minții, să zic era, așa. Era cumva, oricum s-a desfințat, bun, dosarul este pe rol, deci nu mai... Haideți să ne întoarcem la cazul lui Sebastian Ghiță. Aici este foarte clar. Teoretic și practic, Sebastian Ghiță în acest moment nu mai este fugar, pentru că mandatul lui de arestare a fost revocat la Curtea de Apel Ploiești. Întrebarea este de ce nu mai vine în România? Și întrebarea este de ce, așa cum am spus mai devreme, toate dosarele și toate acuzațiile au picat unul după altul după ce domnia sa a ieșit public, a lăsat niște înregistrări în care vorbește despre culisele statului paralel, despre cum se făceau dosarele la comanda lui Florian Coldea și a lui George Maior și Laura Codruța-Chioveși. Sunt afirmațiile lui Sebastian Ghiță, nu sunt afirmațiile mele, citesc din ce a spus Sebastian Ghiță. Despre faptul că el își făcea vacanțele cu acești șefi, despre cum se întâlneau în diverse locuri și decideau soarta oamenilor, despre multe, multe alte lucruri. Noi aici, la emisiunea asta, am făcut nu știu câte emisiuni în care am arătat foarte clar
ce protecție a avut domnul Sebastian Ghiță, cum a obținut contractele cu statul. Și atunci, normal, frustrarea oamenilor din fața televizoarelor. De ce pe bandă cad unul după altul dosarele? Care explicația? Au fost viciate de modul cum au fost realizate, a avut sprijin, a fost ajutat să fugă din România, domnule Iacob. Păi haideți să mergem înapoi. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Nu înapoi, la esență, că așa funcționează justiția în România. Acești oameni, chiar și domnul Rizea, care a dat multe episoade acestei emisiuni, dezvăluirile lui, aprecierile lui, zicerile lui, amintirile lui, și domnul Ghiță, și doamna Udrea, care ai pomenit-o aici, și mulți alții, ei știau cum se face, cum se face pe lângă, cum îl poți împacheta pe unul sau cum îl poți scăpa pe altul. Pentru că au fost cândva acolo, au văzut lucrurile astea. Și atunci, fie că au temerea când vin aici că și altcineva le face ce au făcut ei, să spunem pe nedrept, pentru că se pot împacheta, fie că dacă vin aici, îi roagă frumos alții să nu vină, pentru că vor avea probabil un dosar, vor fi cumva condamnați și vor ști și atunci probabil vor dezvălui și alte lucruri. Acești oameni atât de mult rău au făcut și au fost atât de mult implicați ei în a se face rău altcuiva pe aceste culoare nefirești ale justiției, nefirești, pentru că, repet, este extrem de onorabil și necesar să fii judecător, să avem judecător. Este formidabilă, de grea și de delicată meseria de procuror și de expusă, ca și cea de avocat. Da? Dar noi am ajuns ca stat, ca oameni, să nu mai avem încredere în sistemul ăsta, din stânga, în dreapta și înapoi. Dar asta s-a dorit, domnule Iacob. Asta s-a dorit. Iar politicienii se joacă cu subiectul ăsta doar cum cred ei că suporterii lor îi înțeleg și îi aclamă. Nu cum trebuie să facă reforma justiției. Asta e grav. Asta încercăm noi cumva să venim aici să lămurim lucrurile. Dar mergând la domnul Ghiță, el știe și cum poate fi apărat și cum se pot mușamaliza lucruri și încă crede că se mai întâmplă și noi o să mai rătăm asemenea situații și știe și cum poate fi prins și de unde poate fi prins. Și prezența lui aici și o eventuală arestare a lui pe alte dosare, pentru că mai sunt dosare în lucru, poate să agite apele și să-l înfunde pe el mai rău și să-i înfunde și pe alții. Și în egală măsură e o listă foarte lungă de oameni care nu-și doresc ca Sebastian Ghiță să se întoarcă în România. Trebuie să luăm pauză de publicitate, revenim după pauză. Iată un creator de energie în căutarea afirmării. Unul care e deja un star și altul care are o idee și mai bună. Așa e când ai energie gratis prima lună. Creează cu ENGIE un nou început cu oferta ta de energie electrică ENGIE STAR. Ai prima factură gratuit și preț fix tot anul. Contractează pe ENGIE.ro. Pune mâna pe chelie să-ți poarte noroc. MaxBet, casino online. Nu lăsa norocul să-ți scape printre degete. Ford Kuga, acum la 16.000 euro fără TVA și 7 ani garanție complexă prin programul Rabla de la Ford. Pune mâna pe chelie să-ți poarte noroc. MaxBet, casino online. Nu lăsa norocul să-ți scape printre degete. Vârsta îți afectează creșterea părului care se subțiază și începe să cadă. Plantur 39 te ajută. Complexul unic cu fitocafeină activează rădăcinile părului încă din timpul spălării. Rezultatul, un păr frumos și puternic. Plantur 39, terapia cu cafeină pentru părul tău. Disponibil și sub formă de fitocafein tonic, tratament fără clătire.
Ți-am adus acasă ce jucai în casa. Toate jocurile din agenții te premiază acum online. Aceleași câștiguri la speciale și noi promoții totale. Intră la butoane pe casapariurilor.ro sau în app. Ora ne unește pe noi, românii, dar și mai mult ne unește grija pentru cei din jur. Așa că anul acesta vom sărbători de la distanță, cu un vin demi-dulce și foarte aromat. Hora Murfatlar, vinul care unește românii. Asta nu ți se va întâmpla, niciodată. Așa că oprește-te singur, atunci când trebuie. Pariază responsabil. O campanie Fortuna. Virusul COVID-19 rămâne mai multe ore pe pâinea neambalată contaminată. Solicităm Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor să reglementeze ambalarea produselor de panificație. Air Force Flex, cel mai puternic aspirator vertical fără fir de la Rowenta. Datorită tubului flexibil, aspiră praful fără efort din locurile greu accesibile altora. Rowenta. Acum, aspiră și spală dintr-o singură mișcare cu noul cap de aspirare cu mop de la Rowenta. Mamă, Vlătuț! Știai că are 922 de ani castelul ăsta? Maică mea e mai bătrână. Și e și bântuit. E, ce mi-o să fie, ce-mi sunt o mie? Uite, Vlătuț, o coroană. Pe, la noul meu joc ai 9 coroane dintr-un foc. Coroana asta nici nu e așa strălucitoare. Făturul jocurilor EGT pentru câștiguri formidabile. Numai la Vlad Casino. Șmecherie pe vampirie. Uite, de asta nu mai stau la castel. Fii cu ochii pe ofertele noastre. Luna aceasta la Catena, picăturile pentru ochi Vizic costă doar 24 de lei. Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Farmacia inimii Catena. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție prospectul. Canalul cu 6 ochi aduce noroc. MaxBet, casino online. Nu lăsa norocul să-ți scape printre degete. Ia să văd. Oh, nu, nu poți să mergi la interviu așa. Nu pot să cred. O mașină de spălat murdară îți poate distruge rufele. Aceste reziduri pot apărea în urma spălărilor repetate cu detergent lichid. Uite câtă murdărie. Se pot forma până la 500 de grame pe an. Dar poți evita acest lucru cu Calgon 3-in-1, o doză la fiecare spălare. Agenții activi împiedică acumularea rezidurilor, iar mașina ta de spălat rămâne curată. Mașina de spălat trăiește mai mult cu Calgon. Ana, tu te expui zilnic la tot felul de virusuri la clinica la care lucrezi și totuși nu te îmbolnăvești, iar eu imediat mă ia frigul și răcesc. Cum reușești? Eu folosesc Detrical. Detrical? Da, pentru creșterea imunității. Detrical, întărește-ți imunitatea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ți-am adus acasă ce jucai în casa. Toate jocurile din agenții te premiază acum online. Aceleași câștiguri la speciale și noi promoții totale. Intră la butoane pe casapariurilor.ro sau în app. Da, am revenit în platou. Din păcate, să știți că nu mai avem decât 10 minute din emisiune. Au trecut 3 ore ca focul. O să iau în ordinea asta, doamna avocat. O scurtă concluzie. Va trebui să spunem telespectatorilor, va trebui să mai facem și ediția 2 și ediția 3 despre fugarii României. Mai aveam foarte multe materiale pregătite, dar a fost necesară acea introducere din prima oră ca să vedem cum se petrec lucrurile într-o țară normală. Vă rog, doamna avocat. Concluzia este că nerespectarea dispozițiilor legale până la urmă și toate plângerile acestea pe care în diverse momente le fac părțile, nu vorbim acum dacă sunt sau nu sunt neapărat vinovați, dar încălcările constante, nerespectarea procedurilor,
faptul că nu suntem acolo unde este celălalt stat de care vorbea colega, relativizează până la urmă rezultatul acesta judiciar. Adică deja suntem atâția în platou, nu mai știm, fiecare are o anumită impresie, este vinovat, nu este vinovat, telespectatorii dumneavoastră au impresia că sunt vinovate anumite persoane, noi, și noi apărăm și n-ar trebui, noi susținem că de fapt nu sunt vinovați și că ar trebui să intrăm altfel în paradigma asta și tot așa. Toate sunt rezultatele faptului că nu se respectă în... de fiecare dată și cu severitate maximă în dispoziția legală. Închei prin a spune că ultima chestiune care a pus, care a umplut paharul din punctul nostru de vedere al avocaților este acea condamnare a lui Robert Roșu, unde, sigur, am fost criticați, știți bine că am fost criticați, că am avut un punct de vedere mai mult sau mai puțin acid înainte de a exista motivarea, însă noi știm dosarul, știm, am făcut și noi aceeași... A apărut motivarea, apropo? Nu, n-a apărut motivarea. Au trecut cele 30 de zile încă de duminica trecută. S-a prelungit acel termen cu încă 30 de zile, n-a apărut motivarea, însă motivarea, și cu asta chiar că o să închei, nu trebuie să fie o revelație sau o surpriză. Într-un stat de drept, apropo de rule of law, niciun caz motivarea nu trebuie să fie o surpriză. Oh. Niciodată. De aceea se judecă procesul cu egalitatea armelor, cu respectarea standardelor de echitate, așa încât omul să știe exact ce l-așteaptă, iar avocații omului, cu atât mai mult persoana respectivă, dacă este avocat, cum este cazul aici, trebuie să știe ce urmează. Dreptul trebuie să fie previzibil, nu poți inventa. Și atunci, asta spuneam, nerespectarea asta nu neapărat aș zice sistemică, adică nu spun că toată lumea face lucrul ăsta la orice instanță de fiecare dată, nu. Dar sunt suficiente exemple încât să relativizezi ce se întâmplă, să nu mai ai încredere, vă să mulțumesc, nu mai înțelegi foarte nimic. Mult că nu mai avem timp. Dani Ionescu, înțeleagă... imediat vin și la dumneavoastră. Era în continuare idei, domnule avocat. Pierdeți din timp, vă rog. Ce aș fi vrut eu să spun este că... Te rog. Ar trebui o reformă foarte serioasă în justiție pentru a nu se mai ajunge nici ca oamenii să fugă din țară pentru că au fost nedreptățiți. Și aici este un apel iarăși la acest ministru Stelian Ion, care vrea să desființeze Sijiu în loc să-l întărească. Adică spune, domnule, nu face nimic cu 7 procurori. Bun, dă-le 41 de procurori, dă-le măcar un procuror de județ să reprezinte un județ, ca să poată să se ocupe de magistrații care fac asemenea fapte care duc la fuga unor oameni nevinovați, condamnați pe nedrept. Dau un exemplu. În același timp, ce vreau să spun, nu este normal ca într-o Uniune Europeană să existe două situații, două legi diferite. Adică eu aici calc un om cu mașina și mă duc în Suedia să mă judece un judecător din Suedia, care în Suedia, dacă treci pe trecerea de pietoni cu 5 metri înainte de mașină și te calcă mașina, ești de vină tu care ai fost călcat. Aș putea să-ți dau un contraexemplu. Un contraexemplu cu acel soldat american care a călcat pe cineva cu mașina și a fost extras din România și judecat în Statele Unite. Aici vorbim de partenerul strategic. Când vorbim despre crimă, până la urmă. Corect, dar eu vorbeam de UE. Nu există așa, nu e important. Bravo. Nu contează din ce țară este. Altceva vreau să spun. Un UE, mă referam la UE. Nu poți indiferent să te despre ce este vorba. Să furi în România, să te judeci. Că noi, de exemplu, dacă luam pe Totorino sau pe Jack Spintecătoriu și spuneam, în România nu există faptele alea. Vă rog, domnule Durgheos, o ascultă concluzia. Cât se poate declar? Raportat la dosarul în care doi colegi de-ai noștri au fost condamnați clar pe nedrept. Nici nu contează motivarea. Este evident că nu contează motivarea unui complet nelegal constituit. Atât timp cât un judecător nu a depus jurământul, completul este nelegal constituit, indiferent care sunt motivele pentru care în alta curte, acest complet, când se va pronunța? N-am de unde să știu când se va motiva. Când se va pronunța? 2 februarie este termenul pe contestație. Ne revedem după 2 februarie înainte, să discutăm. Sigur că ar cam trebui, pentru că acolo vorbim clar, nu contează ce va spune curtea în înțelepciunea ei raportat la vinovăție. Nu. Completul a fost legal constituit, nu din cauza depunerii jurământului. Soluția este nulă. Mai departe, vă rog să observați,
fac o mărturisire, ieri am fost la penitenciar, îi cunosc pe cei doi asociați, Țucă și Zbârcea, de la Țucă, Zbârcea și asociații, nu am avut privilegiul de a-l cunoaște pe Robert Roșu înainte de acest eveniment nefericit. Ieri l-am văzut la penitenciar și efectiv am fost șocat. Nu pentru că m-aș simți mai confortabil cu domnul Remustruic acolo. Este evident că știind situația și știind, mă rog, alura și statura pe care a avut-o în societate, n-ai cum să fii confortabil că mergi la un client de o asemenea importanță acolo, în acel loc. Dar văzând un coleg care știu clar că a fost condamnat pentru că și-a exercitat profesia, care are o soție, care are un copil acasă, doi. Deci chiar, și nu, mă rog, un doi, copil, doi, doi. Credeți-mă că am fost, dublu bulversat. Eu am făcut mai multe solicitări pentru interviuri la penitenciare și la oameni care chiar au dosare pe rol, încă nu au sentințe definitive. Absolut toți se tem să vorbească pentru că asta îi va afecta. Păi ce-a pățit Dragnea? Asta îi va afecta, da. Nu mi se pare normal ca într-un stat de drept să existe... Exact. Avem însă o aprobare pentru un interviu pe data de 3 februarie. Nu vă spun încă despre cine este vorba. Ne-a fost refuzată de 4 sau 5 ori la rând cererea, de-abia după ce personajul respectiv a contestat în instanță și a câștigat. Ca să îi se ia un interviu. Ca să îi se dea posibilitatea să dea un interviu. Am primit această aprobare. Mihai Pâlșu, ai ultimul cuvânt. Concluziile acestei sesiuni. Eu zic că ar fi nemaipomenit dacă într-un viitor extrem de apropiat acea agenție care este legală de recuperare a banilor deciși de o judecată dreaptă și finalizată să existe. Asta îmi doresc. Asta este singura schibă a tot ceea ce am discutat noi în această seară? Nu, asta este, după părerea mea, pentru că vorbim de bani, bineînțeles că sistemul trebuie refăcut, dar haideți să ne înțelegem. Până acum au fost date tot felul de decizii, tot felul de revoluții sau, nu știu, reașezări a sistemului juridic. Ce de ce cei care au venit la putere nu le-au anulat pe alea proaste? Faptul că politicul s-a amestecat în această chestiune a justiției, absolut toate guvernele. Despre asta e vorba, de fapt. Mai avem vreo șansă ca lucrurile să se repună în matca lor din această cauză? Pentru că mă gândesc că și declarațiile, cum bine spunea domnul Iacob, de acum, sunt doar declarații politice, pentru că se tem de repercusiunile unor abordări curajoase din a revitaliza, a reseta sistemul de justiție din cauza reacției celor care îi votează. Mentalitatea ne putem fi schimbată, trebuie să așteptăm schimbarea generației. Trebuie să dialogăm cu publicul. Întrebarea domnului Anca Alexandrescu era alta, dacă putem spera să se ajungă la normalitate. Și am spus, mentalitatea de o resetare reală fără implicațiile și temerile politicului că o decizie fundamentală de schimbare a ceea ce se întâmplă de ani de zile buni în sistemul de justiție va putea fi luată cu curaj, pentru că despre asta este vorba. O secundă, Anca. Eu cred în public și în discernământul publicului, dar publicul a fost dezinformat, este mereu manipulat. Dacă actorii politici încep să vorbească pe aceeași limbă, dacă în presă se ajunge, publicul înțelege, dar va înțelege. Dar publicul are dreptate, domnule Iacob. Publicul are dreptate. Publicul pentru are dreptate. Are elemente pe care el judecă pro sau contra la ce îi se dă în față. Da, dar legile trebuie schimbate în Parlament și o mare problemă. Deci nu este o problemă cu legea. Păi da, și le frică să se ducă în Parlament acum să schimbe legile cum trebuie, nu pentru că o parte din public nu știu ce să zică. Vedeți că aici s-a spus în emisiune că tot ceea ce ne-a explicat doamna din Marea Britanie există practic și în legislația din România. Problema este cu modul de aplicare a legislației și a modului cum funcționează culoarele justiției, de fapt. Doar în anumite cazuri, repetăm, nu generalizăm, există judecători absolut impecabili care întotdeauna au pronunțat soluții corecte, după cum există procurori care întotdeauna și-au făcut și treaba. Un lucru este clar. Nu am reușit în această seară să discutăm despre toți fugarii României cu acele ghilimele de rigoare. Iată, noi aici am constatat că unii dintre ei nici măcar nu mai sunt fugari. Da? Pentru că s-au întâmplat niște lucruri în afara țării. Vom reveni cu episodul 2, episodul 3. Duminica viitoare vom face despre protocoalele dintre SRI și toate instituțiile. Îi place domnului Iacob. Însă noi ne revedem mâine de la ora 18 cu o ediție despre liberalizarea pieței gazelor și a curentului. Am tot încercat să facem acest subiect. Din păcate au fost evenimente care au venit peste noi. Mâine vom discuta pe larg despre aceste lucruri. Le mulțumesc invitațiilor mei, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine la ora 18.
Istoria devalizării hidroelectrica este o radiografie a neputinței statului român sau o radiografie a felului cum s-au îmbogățit unii băieți deștepți din energie ieftină. Cum a fost îngropat unul dintre cele mai mari dosare de corupție din România? Retehnologizarea de la porțile de fier. De aici a pornit totul. Deși Consiliul Concurenței i-a investigat pe băieții deștepți, DNA a mers până în cele mai ascunse cotloane, totul a fost în zadar. Hidroelectrica a câștigat procesele cu firmele care au profitat, dar nu a reușit să recupereze nici măcar costurile de expertiză. Cea mai scumpă expertiză dintr-un dosar a costat 1,8 milioane de euro. De ce să dădeau șpăgi ca să se păstreze contractele preferențiale? Cine a cărat gențile cu bani? Un prejudiciu de 4 miliarde de lei. Dosar investigat de DIICOT și DNA timp de 13 ani, dar a fost clasat. Dezvăluiri incendiare doar la culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu, de la ora 18. Ci că băieții de casă zic că tot să stai pe live mai tare. Hai, bagă-te în app și stai pe live ca să fie bine. Pariază și distrează-te responsabil. Asta nu ți se va întâmpla niciodată, așa că oprește-te singur atunci când trebuie. Pariază responsabil. O campanie Fortuna. Mamă, flătuț, știai că are 922 de ani castelul ăsta? Maica mea e mai bătrână. Și e și bântuit. E, ce mi-o să fie, ce-mi sunt o mie? Uite, flătuț, o coroană. Pe, la noul meu joc ai 9 coroane dintr-un foc. Coroana asta nici nu e așa strălucitoare. Fă turul jocurilor EGT pentru câștiguri formidabile. Numai la Vlad Casino. Șmecherie pe vampirie. Uite, de asta nu mai stai eu la castel. Provocarea? Să reduci blocarea și să faci mișcarea. Aflamil cremă intră rapid în piele și e fără miros persistent. Aflamil cremă. Fii pe fază când durerea te blochează. Balonarea te pune în situații stânjenitoare? Încearcă Espigo granule. Espigo conține simeticonă care sparge și elimină bulele de gaz din organism. Ia atitudine împotriva balonării, oriunde, oricând. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Sunt Andrei Niculescu și mă poți urmări pe Super Social în aplicația Superbet. Ce vrei de la cel mai tare casino online? Vrei să joci? Vrei să câștigi? Vrei să-ți iei banii rapid? Vrei la Unibet? Unibet, de la jucători pentru jucători. Sunt Vali Moraru, intră în aplicația Superbet și urmărește-mă în Super Social. Ce vrei de la cel mai tare casino online? Vrei să joci? Vrei să câștigi? Vrei să-ți iei banii rapid? Vrei și tu? Vrei la Unibet? Unibet, de la jucători pentru jucători. Atunci când te doare capul, e ca și când... Cu Fasconal, acționezi împotriva durerii de cap. Fasconal, pune capac durerii de cap. Emoția câștigului la Princess Casino. Bună ziua, unde mergem? Bună ziua, pe strada Ficusului numărul 22. Ficusului 22. În drum vă rog să opriți și la un bancomat ca să pot plăti. A, nu știați? Dacă descărcați aplicația Speed Taxi și introduceți datele cardului dumneavoastră, puteți plăti chiar dacă nu faceți comandă. A, da? Atât de simplu era? O descarc acum. Speed Taxi.
Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați. Sunt Bogdan Stelea, intră în aplicația Superbet și urmărește-mă în Super Social. Înlătură mătreața, combate căderea părului. Alpecin dublu efect cu cafeină. Primul efect, înlătură mătreața complet. Al doilea efect, complexul cu cafeină previne căderea părului. Șamponul cu dublu efect de la Alpecin împotriva mătreții și căderii părului. Sunt Ilie Dumitrescu, intră în aplicația Superbet și urmărește-mă pe Super Social. Ford Puma, primul hibrid produs în România. Acum la 15.250 de euro TVA inclus prin programul Rabla. Emoția câștigului la Princess Casino. În familia noastră, să câștigi respectul celorlalți este o onoare, dar și o mare responsabilitate. Noi am obținut-o făcând lucrurile exact așa cum trebuie. Transavia vă prezintă Fragedo, făcut așa cum trebuie. Ți-am adus acasă ce jucai în casa. Toate jocurile din agenții te premiază acum online. Aceleași câștiguri la speciale și noi promoții totale. Intră la butoane pe casapariurilor.ro sau în app.